Domnul președinte, am o rugăminte mare la dumneavoastră. Înainte de a intra în miezul ședinței, vă rog să păstrăm un moment de privilegie. Am făcut pentru colegă și ședința extraordinară am făcut asta. Dar nu e o problemă. Tehnico-economici a obiectivului de investiție în modernizare drumul de interes local în zona Metalbac și Cujbic, Comuna Măgura, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru realizarea obiectivului de investiții în modernizare drumul de interes local în zona Metalbac și Cujbic, Comuna Măgura, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public în Comuna Măgura, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin programul PNDD pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public în Comuna Măgura, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările aferente investiției extindere conductă gaze presiune redusă strada Vâlcere, dealul Bisericii și Castanilor, în Comuna Măgura, Sapsohorlor, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de Validare a Consiliului Local a Comunei Măgura, constituită inițial în baza HCR numărul 28 din 25.06.2016, privind alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local, a Consiliului Local a Comunei Măgura și organizarea prin HCR numărul 35 29.03.2018. Reorganizare. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de Consiliu Local al Comunei Măgura a domnului Chelaru Petru Valentin, membru PSD, pe locul devenit vacant. Acestea sunt proiectele de hotărâre care le propun să le suplimentați pe ordinea de zi. Da. Domnul președinte. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi cu aceste proiecte care fost parcurse din domnul primar, supun la vot. Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? Vreau să spun că am primit rapoarte de abordare pentru toate favorabile pentru toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi și favorabile pentru suplimentarea ordinii de zi la toate proiectele. Da. Procesul de verbale din ședința extraordinară.
din ședința ordinară din luna trecută și ședința extraordinară din luna aceasta care a fost. Dacă sunt discuții, te imagine. Domnul notar. Dacă are din trecut. Procedurile noastre. La extraordinară sau la ordinară? Extraordinară. Extraordinară. Nu știu care este, dar este din 29-8. Da, ordinară. Deci 29-8 au ieșit. Când ați spus la școală. Ah, nu, ăla e extraordinar. Ăla e extraordinar, e celălalt. Acum, primul procedură, din ședința ordinară, din 29-8. Deci aceeași problemă... Nu se... Procesele verbale, după ce ați denunțat la aparatul de înregistrare, nu mai conțin esența discuției în Consiliul Local. Nu era... Sunt de acord că atunci a stat foarte mult și a scris foarte multe hârtii, dar nici în forma asta când îmi puneți pe gură și mie și altor consilieri, ceea ce n-am zis eu sau iese, așa, ceva ce ne citește asta, zice așa, la Consiliul Local sunt nebun sau nu știu să vorbească. Deci nu reflectă cu exactitate ceea ce se petrece ca și la celelalte. Și pentru drept pentru care am să mă abțin la votarea acestui lucru. Dacă vreți înregistrarea acestui proces verbal, eu pot să-l dau. Dacă vreți să vă ajut să la redactarea proceselor verbale, mă ofer să mi-l dăm. Dar avem filmări, domnul Dalal, după filmări au fost făcute procesele verbale. Nu sunt făcute după filmări, domnul. Bine, că avem filmări. Legat de filmări, am salutat să fie, nu toate ședințele sunt terminate în primul rând, decât cele... Domnul Dalal, la procesul verbal ne referim acum. La procesul verbal vorbesc. Din, am observat în ultima perioadă că am salutat să fie o televiziune aici care să reflecte ce se petrece în Consiliul Local. Am observat că la ultimele ședințe se mai tai fragmente din, din înregistrare și vă rog pe această cale să-i spuneți domnului sau directorului și să nu se mai umbli la... Să-l pună așa brut cum este, că să vadă lumea ce se petrece aici. Că după aia, dacă tăiam, după aia iese altceva. Asta e legat de... La celălalt proces, dacă vreți, când... Pot să vă spun aici... Lasă să votez, este așa. Adevărat, o veți fi la primul proces, da? Da, da. Să pun la vot procesul de luare de ședința ordinară de pe 29. Cine este pentru? Ce s-abține? S-a împotrivă? Abține? S-a împotrivă? Hai să fie un dulgem. Procesul verbal din ședința extraordinară de 14. Cine este pentru? De exemplu, nu este, nu este reflectat tot dialogul care, care era foarte important pentru ședință și modul cum... Deci, domnul Mălean, când a fost acum, dacă vreți, mă citesc. Domnul Mălean a venit și a cerut să se voiască, da? Dați voi? Domnul Mălean a cerut să se voiască. Și eu atunci am ridicat mâna și am zis, toți avem servici, am rupt din timpul meu, nu mai un pic, domnul Mălean, vreau să zic câteva lucruri ca să nu spuneți că vorbesc la spate. Da? Pentru că sunt două probleme importante pe ordinea de zi. Eu zic că, din respect pentru oamenii comuni și de respect pentru noi ceilalți, ar trebui să stăm, să dezbatem proiectul. Așa și eu pot să zic că sunt de acord cu orice și am plecat. Domnul Mărean spune, aveți dreptate. I-am zis numai un pic. Da? La, la două probleme care nu este așa, deși sunt președinte de comisie de cultură și aș fi vrut să fiu ales la școală, voi, majoritatea, l-ați ales pe domnul Mărean, membru în Consiliul de Administrație, iar domnul Mărean nu a fost niciodată la acest Consiliu. Nu este scris acolo. V-am scris, v-am spus acolo. Vă rog, dacă tot aveți majoritatea, să alegeți cineva care să și ducă acolo.
Nici asta nu este scris. Pentru că hai să alegem unul care să nu se prezinte, nu? Ori punem pe domnul Răzvan Ciocilă, îl punem pe domnul Berușcă. Domnul Marian, să zic că sunt de acord cu dumneavoastră. Deci toată discuția asta nu rezultă. Domnul Tavar, credeți-vă că cele mai consistente procese verbale și ediți-vă la comuna Mura. Dar nu m-am interesat. Procesul verbal, cred că doar sinteza discuțiilor, doar, eu știu, la locul sintetic reprezentat, nu cu verbală, cu chiar și cu gângâieli și cu el sau ești, nu? Adică trebuie să reiasă esența acest discutat. Dar nu poate să trece și bârfe aici, să nu știu ce mai... Dar nu e bârfă, domnul Vinoare. Nu, dar la modul cum ați ales, ați trebuit să treci. Aveți majoritate, ați dat să ales domnul Marian în Consiliu și n-a fost niciodată. Asta e esență. Iar asta nu este reflectat în procesul verbal. Adică dacă tot ați ales unul, puneți cineva care se ducă. N-am nimic cu domnul Domnule, exact ce se discută. Treaba o serios vis-a-vis de obiect de proiectul de hotărâri. Așa, asterixul și punctul de vedere ar fi că nu ești mai aprea să spune. Chiar nu se face pe eu. Eu cred că e destul de bine prezentat acolo discuția din Consiliul Local vis-a-vis de... Nu este prezentat. Mă rog, este ce să vă spun. Da, haideți să trecem mai departe. Domnul Mariu, ordine de zi. Vis-a-vis de ce spunea domnul Tala. În momentul când m-am urit la ședința extraordinară, 14 septembrie, chiar avem un problem important. N-are importanță. Avea dreptate punctul de vedere care. În schimb, cu al doilea punct de vedere, că nu m-am prezentat niciodată, să uitați pe procesele verbale și vedeți de câte ori am mers la școală. Și atunci, întrebați doamna directoare, se vine în ședință și spune, domnul Marian, a fost implicat sau nu a fost implicat? Asta e o presupunere a dumneavoastră. Și cum sunteți obișnuiți să transformați fiecare discuții în discuții de clacă și în funcție de ceea ce presupuneți dumneavoastră în cadrul Consiliului Local. Și efectiv se face o mascară. Transformați și toate ședințele, dar toate ședințele din cadrul Consiliului Local, le transformați în mascară. Prin pe baza unor presupuneri doar ale dumneavoastră. Înainte de a trece la ordinea de zi, avem participanța ședinței ordinare, văd domnul Pușcașu, domnul Bozu și mai domnul Șendrea. Domnul Consiliu Județean. Domnul Consiliu Județean. Iar să ne prins, ne-am profitat. Da. Da. Dăm citire tribunului proiect de hotărâre al putem. Și domnul Ciocar, dacă acum am venit. Consiliu, ce nu face obiectul munce, poate, de ordine de zi. Bun, să-l lăsăm, domnul Ștașu, că m-am ajuns. Dar proiectul privind aprobarea PUS, construirea locuințe și sede de firme și care am comuna Mogra, județul Bacău, beneficiat cu Ștașul Colpăzut și Ștașul Nicolet, a fost manipulat, a fost mai lent, a construit construcțiile suprafața fiind de 10.438 metri pătrați. Dacă sunt discuții, nu-i primul PUS, nici PUS, nu va fi. Domnule președinte, stimați colegi, cum zic de fiecare dată, mulțumim pentru investiții în comuna noastră și că ne-a ajutat la dezvoltarea comunei.
cauza asta, vă rog, votam pentru cât mai multe. Mai doresc cineva să ia cuvântul pe pagina proiectului de hotărâre? Nu. Nu. Domnul Cala? Aveți apă acolo, domnul Pușca și sigur. Este trasă. Sunt absolut toate utilitățile trase acolo. Ar trebui să știți, domnul Cala. Ar trebui să știți. Am fost făcut extinderi de rețea, de apă, de canalizare, de gaze. Nu știu, domnul Cala. Extinderi de apă se fac și fără aia, să știm. Fără să-i domn primar și fără să-i domn primar. Este locuită de câțiva ani, deci toată lumea beneficiază de serviciile companiei de apă din Măgura, cu problemele care sunt și în altă parte. Cine este pentru? 12 ani. Vă mulțumesc! 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 Dacă sunteți de acord să trecem la proiectul de numărul 5, cu rectificarea bugetului care privește doamna Pântacu, să nu mai ținem până la final, cu trecem direct la proiectul 5. De acord? Da. Ok. Vedeam cuvântul doamna Pântacu, simplu că e prea. Deci, vreau să privim rectificarea numărul 4 a bugetului de rentă și cheltuieli pe anul 2008. Da, discuții, nu? Da, discuții, dacă sunt discuții și vorbești pe doamna Pântacu aici și să mai ținem ca. Domnul Talau? Dacă tot a fost acuzat că transfer ședinței Consiliului Local, local Măgura Măscăradă, să facem la cap. Doamna contabilă, domnul primar, domnul președinte, execuția bugetară ni s-a promis de cel puțin ultimele două ședințe că o să fie în fiecare dată. Deci acum am mai făcut două ședințe de când ați promis că veniți cu domnul primar cu execuția pe bugetare. Când aveți de gând? Sau când aveți de gând, domnul primar, să veniți cu execuția bugetară? Domnul primar, doamna, veni singur cu execuția bugetară, este specialitatea dumneavoastră, trebuia să o prezinte, este adevărat. Este îndocumită. Ci drept, am avut extraordinar de multe lucruri cu proiectele pe care avem în derulare, cu documentațiile pentru papir și cea mai bună lucru. Nu e neapărat o scuză, dar chiar insist, doamna secretar, doamna contabil, vă rog ca la ședința următoare să prezentați execuția. Prezintă execuția la 30 septembrie 2018 și 2017. Prezentați execuția pentru că nu am nevoie ca cineva să interpreteze aici, că avem noi ceva de ascuns sau nu vrem să o prezentăm în mod complet. Deci vă rog frumos să vă pregătiți de vreme și o prezentați la valori cu toate cheltuielile, cu tot ceea ce presupune execuție bugetară, da? Deci, așa de da, da, da. Da, da, sigur. Așa, domnul primar, da. Sigur, domnul primar. Da. Mai aveți mult? Domnul președinte, domnul primar, doamna contabilă, cu tot respectul care l-am față dumneavoastră, indiferent de implicațiile domnului de voturi la acest proiect de hotărâre, eu personal sunt, nu cum abțin, sunt împotrivă. Asta este forma mea prin care îmi exprim nemulțumirea față de respectul care mi l-a arătat. Nu sunt narcisist, dar consider că eu și ceilalți colegi nu merităm să fim înmulțiți cu zero, ca să folosesc o expresie de natură corectă. Atât, mulțumesc, domnule. N-am avut intenția să vă jignez sau să vă dezamăgesc. Nu prezint în luna octombrie tot ce trebuie. Chiar la luna. Deci nu vă supărați. Dacă mi-arătați o primărie care în luna 10 a prezintă execuția bugetară pe anul din urmă, eu vorba melodiei, jos pădărie. Atât, mulțumesc. Aveți dreptate, domnul Chitic. Este o vinovicare trebuie proasumă. O culpa noastră, doamna contabil, mă repet din nou. Suntem luna octombrie, de obicei execuția se cam prezintă primăvara, așa maxim primăvara. Noi am trecut și de vară, suntem în doamnă, întrebăm în anul. Cu atâta care mă o să fiți mai aplicată pe problemele pe care trebuie să le faceți dumneavoastră, pe care trebuie să le faceți cu atribuțiunile dumneavoastră, ca să nu mai fim în astfel de situații. Pe rog, pe domnul Chitic să treacă peste acest moment și să dea asemenea un răcaș, doamne, ca să trăiți într-un an care vine. Până la urmă, execuția bugetară ne privește cu noi pe toți. Sunt cheltuieli și curente, fără de care m-aș putea spune că nu putem funcționa. Asta am vrut să spun, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc.
tot de la locul da? Da. Acum, domn primar, aruncă pisică în curtea doamnei contabile. Dacă este, a spus că în martie sau în aprilie trebuia nu, să... Nu, trebuie să fie 31 mai. Mă rog, 31, da? Domnul primar ar trebui să vă spună, doamne, pentru că sunteți în aparatul domnului primar, vă rog, doamna contabilă, să veniți în iunie. Adică, culpa este comună, așa că nu vă susțineți. Dar eu doar am pisică în... Dacă n-ați ascultat, așa am și spus. Este vina noastră, nu neapărat o doamnă. Deci, știți că nu am obiceiul. Eu nu am obiceiul să nu mi-apăr oamenii sau să nu mă fac. Chiar dacă au greșit, trebuie susținuți. Să și nu trebuie greșeala. Cu siguranță și doamne, contabilul nu a stat aici și a plecat, mă scuzați. Nu, chiar. Deci, este mare și oameni. Îi considerăm că asta am și insistat să mai dăm o măsuire până la următoarea ședință. Deci, referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea numărul 4 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, vreau să vă spun că am acoperit în conformitate cu prevederile legii 73 din finanțele publice locale a legii bugetului de stat pe anul 2018 și în baza sumelor alocate la rectificarea de guvern din luna iulie, cu adresele din partea ANAF-ului, da? Sau a finanțelor, prin care ne s-au alocat 41.000 de lei. Asta e tot. Iar de la Consiliul Județean nu au fost primite sume. Rectificarea de buget are la bază și virarea de credite bugetare între capitole și în cadrul același capitol, în funcție de necesități, în funcție de nevoile primării ce apar pe moment, da? Deci s-au redimensionat cheltuielile. Așa. Apoi vă prezint rectificarea de buget. Pe venituri și pe cheltuieli. La partea de venituri. La cote de facate din impozitul pe venit s-au alocat din partea bugetului de stat 22.000 de lei, iar la sume de facate din cote de facate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale s-au alocat 19.000 de lei. Aceste sume au fost alocate pe partea de cheltuieli. Eu vă spun de sintetic, după aceea intrăm în detaliu pe fiecare capitol parte, pe fiecare titlu și articol bugetar. Da? Acum, la partea de cheltuieli, începem cu autorități executive și legislative, capitolul 51. Se diminuează cheltuielile de personal cu 28.000 de lei, deoarece la bugetul inițial s-a ținut cont că sunt posturi vacante și se vor angaja în cursul anului personal. Din păcate, o parte au fost ocupate, o parte nu. Deci, este un surplus de credite bugetare la cheltuieli personal, care trebuie redistribuit ca să nu rămânem, să acoperim nevoile la alte capitole. La titlul 20, bunuri și servicii, s-a majorat cu 24.000 de lei. Și acum intru în detaliu, să vă spun, ce anume, unde s-a completat. La telecomunicații. Anul acesta a crescut posturile la telecomunicații și cheltuieli poștale din cauza somațiilor trimise sute la contribuabil pentru recuperarea debitelor. Deci ne-au dat peste cap bugetul la acest articol bugetar, da? Și s-au pus 2.000 de lei. La materiale și servicii cu caracter funcțional se majorează cu 10.000 de lei, deoarece, după cum știți, în ședințele de consiliu anterioare ați fost de acord să externalizăm achizițiile publice, pentru că postul este vacant și nu s-a prezentat nimeni. Deci a considerat că mai bine să externalizăm acest serviciu. Un post mai puțin. Da. Deci am diminuat cheltuielile cu salariile pentru această categorie de personal și am pus la bunuri și servicii, unde
am încheiat contract de prestare de serviciu cu un expert în achiziție. Da? Cu 10.000 de lei se majorează acest articol bugetar. La obiecte de inventar s-a majorat cu 10.000 de lei articolul bugetar, întrucât este necesar achiziționarea de cabine de vot, domnul primar știe. Da. Aveți un referendum, avem un referendum de fapt. Am luat decizia să achiziționăm cabine de vot, pentru că cele vechi, le știți și dumneavoastră cum erau, nici nu mai poate fi vorba să le mai utilizăm, făcute din pal, din lacaz, din tot felul de materiale care nu mai... Și am luat decizia să achiziționăm, da. Să achiziționăm cabine de vot pe care să le folosim în, în continuare la următoarele campanii, eu știu, sau la următoarele... Cu structură din... Da. Fier. Este cu structură din fier, echipare complet, îți făcut de standard, după tot felul de... Eu știu, de modele care sunt acum și chiar pe fine. Sârbile lucrează, se sunt foarte ușor, nu au să faci multe, sunt materiale ușoare. Și eu cred că este necesar să, să achiziționăm astfel de... să achiziționăm așa ceva. Da. Pentru a ne desfășura la unei condiții, activitatea la în procesul electoral. La articolul bugetar protecția muncii s-au alocat 2000 de lei, deoarece în luna decembrie trebuie făcută evaluarea medicală periodică a angajaților, plus că au venit încă 2-3 angajați noi care și aceștia trebuie evaluați medical. Deci 2000 de lei. La, tot în cadrul capitolului 51, la titlul 59, susținerea curtelor, avem o solicitare de sprijin financiar din partea parohiei Măgura 1, preot parohul Mureanu, așa, pentru, v-am trimis adresele, solicitările. Am o întrebare, dacă v-a spus medical sau ceva? Evaluarea medicală periodică a angajaților. Fișele de aptitudine. De care să... Pentru angajații care sunt. Angajații primăriei, da? Nu care e care vorbe să se angajeze. Nu, dar... nu știu. Da. Iar pentru susținerea curtelor s-au alocat 22.000 strict pentru parohia Măgura 1. Da. La capitolul 51, la titlul 71, active fixe, în urma analizei listei de investiții, am constatat că la obiectivul de investiții actualizare inventar domeniul public, care a primit inițial 30.000 de lei, au fost necesare doar 10.000 de lei și diminuăm acest titlu cu 10.000 de lei. Da? Da, normal, că ne apare cu 20.000. Cu 20.000, da, iar... da, 20, pardon, scuzați. E așa este, 20.000 de lei. Deci s-au cheltuit 10.000 de lei din 30.000 și 20.000 sunt disponibile. Deci diminuăm. La capitolul 61, ordine și siguranță națională, sub capitolul poliției locale, după cum știți, a fost admis un polițist, a luat concursul la concursul de recrutare un domn, da, ca polițist local și trebuie puse sume pentru salarii. Da? Am pus la cheltuieli cu salariile 8.900 de lei. La capitolul 61, sub capitolul 61.50, cheltuielile în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, am diminuat cheltuielile de personal cu 1.500 de lei. Fiind un surplus. La capitolul 65, învățământ. În baza solicitărilor primite de la școala Emil Brăiescu, s-au acoperit nevoile pentru transportul cadrelor didactice cu 2.400 de lei la transport, da? Cadre didactice, iar pentru implementarea sistemului de supraveghere video în școală, s-au alocat 9.100 de lei pentru școală. Deci, în total, am alocat la finanțare complementară școală, la titlul bunuri și servicii, 11.500 de lei. La capitolul 71, active fixe, aferit capitolului 65, învățământ, am diminuat obiectivul de investiții întocmire scenariul pentru incendiu, deoarece, după cum știți, se construiesc noi grădinițe și școli, și acestea vor avea prinse în proiect și scenariul de la incendiu. Deci sunt niște bani care
ar fi rămas blocați acolo. Deci am... Trebuie făcut și la clădirile astea existente? Scenarul la incendiu? Pentru că eu așa știu. Scenarul se face pe fiecare clădire, nu se face pe... Eu zic de școală. De școală. Da? Acum, la capitolul 56, transferul din bugetele locale pentru instituții de asistență socială, s-au alocat 42.000 de lei, deoarece au crescut nevoile persoanelor instituționalizate în centre rezidențiale. Ați aprobat, prin hotărâre de Consiliu Local, o persoană la un centru de rezidențial Răchitoasa sau așa, unde este, costurile sunt mari. Din aprilie și până în decembrie, sunt costuri duble față de ce s-a aprobat inițial în bugetul local. Și atunci au fost nevoie să acoperim ca să putem transmite mai departe aceste sume. Nu vă spuneți. Da. Pe dumneavoastră ați venit cu sumele respective, da? Pe care le-am aprobat noi. În februarie. Iar în aprilie, da, ați aprobat o prin hotărâre de Consiliu Local, numărul de persoane instituționalizate. Și atunci costurile erau foarte mari. Am aprobat și sumele respective, pentru că dumneavoastră ați venit că costul unei deputate... Eu am fost în ședință, da. Ba da. Nu eu. Nu știu cine, dar ați venit cu niște cifre și dar am spus... Eu v-am prezentat bugetul local inițial, nu, adresa de la Consiliul Județean. Când s-a întocmit bugetul inițial, domnul... Specificat cu repartițiile astea, că merg de bătrâni, nu facem noi. Adică nu hotărâm noi dacă un asistat social sau o persoană în vârstă cu dizabilități sau cu probleme majore care necesită astfel de tratament, să spun așa, nu îi hotărâm. Adică ne vine efectiv adresa. Da, îl avem pe cutare, deci persoana respectivă, la căminul Răchitoasa, iar costurile sunt astea. Adică sunt cămini care sunt specializate pe anumite nevoi ale persoanei, știu, sau pe anumite... Nu, domnule, eu cunosc foarte bine căminul Răchitoasa și sunt foarte multe cămini la fel, care costurile sunt mult mai mici. Nimeni dar nu, asta nu decide noi. Vreau să înțelegeți că... Dacă nu decide, de ce veniți în fața Consiliului Local cu sume? Stați un moment. Nu decidem noi să transferăm de la un centru la altul. Da. Înțelegeți? Consiliul Județean adică a trimis... Adică dacă avem o persoană care are probleme psihice și încadrată într-un anumit tip de căbin, trebuie să-l duc acolo, indiferent cât scump e, că e mai scump sau e mai ieftin. Dacă are alte probleme de altă natură, duceam, adică funcții de diagnostic. Deci e cu oameni, intervin modificări, transferul. Eu în bugetul inițial am venit. Dar atunci ați venit tot centru la Chitoasă și ați venit toate sumele. Da, în bugetul inițial, da, în baza adresei primite de la Consiliul Județean, am pus suma respectivă. Da, în aprilie, da, tot Consiliul Județean, prin compartimentul de asistență socială, ne-a anunțat că o persoană a trecut de la un centru rezidențial mai ieftin la altul din... S-a modificat sumă. Dar dumneavoastră din aprilie până acum, trebuia să veniți cu hârtie să ne spuneți, uitați că suma aia care ați aprobat-o nu mai este suficientă și ar trebui să... Dar am aprobat sumele acolo, dar acum am ajuns situația, dar nu avem cu ce acoperi. Ați venit cu adresa mea de la Consiliul Județean, în care vă spun că domnul nu costurile numai... Doamna, vorbim de banii comunității. Aici, vă rog să mă ascultați, vă ascult. Ați venit dumneavoastră cu hârtie de la Consiliul Județean, în care... N-ați solicitat noi, pentru că nu mai poți să cinci de întreținere locuitare. E 10 lei. Din aprilie până acum, de ce n-ați făcut? Da. Stați un moment, eu n-am fost invitat la ședință. Eu n-am făcut eu referatul de raportul de specialitate. A făcut doamna Tatiana. Foarte bine. Atunci, trebuie să vină doamna Tatiana sau să-i dai domnul primar. Înseamnă că cineva nu-și face treaba aici. Nu e vorba, dar n-a văzut nici unul de sume atunci. Mai trebuie să mai puși acolo, că nu acoperim cheltuieli. Nu e așa de greu. Probabil nici la vremea doamna Cotar, deci nu-i explicați, înțeles. Probabil nici la vremea respectiv nu aveam banii puși pentru întreg anul. Am pus o sumă de bani care nu e acoperitoare până la sfârșitul anului. Nu are nimeni niciun interes acolo, sume care vin calculate fix de la Consiliul Județean și de la alte instituții. Bine, dar sumele astea de la Consiliul Județean, deci pentru asistență socială, vin sumii de la Consiliul Județean. Și de multe ori la sfârșitul anului sunt sumele mai mari primite de către Consiliul Local, iar la sfârșitul anului banii pe care i-am primit pentru asistență socială se duc înapoi la bugetul de stat
Pentru că nu sunt bani care să rămână la bugetul local. Deci nu ar fi o problemă prin faptul că s-a suplimentat o sumă în care a crescut costul la întreținerea unei persoane cu handicap. Uneia sau mai multe persoane. Deci nu afectează bugetul local. Da, continuă. La capitolul 70, locuințe, servicii și dezvoltare publică, la subcapitolul 70.06, alimentare cu gaze în localități, la titlul 20, bunuri și servicii, s-au alocat 2.500 de lei, întrucât vor fi necesare taxe și avize pentru, am înțeles că s-a primit, nu? Da. Pentru, avizul pentru zona Vâlcerii, Castanilor și cu biserici. Da, extindere rețea, alimentare cu gaze, da? Și vor fi necesare costuri, taxe. Am și eu întrebare. Dar v-ai notat sau acolo și când termin, nu mă-i fragmentat. Asta a fost spus. Așa, haideți mai departe. La subcapitolul 70.50, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltări comunale, la cheltuieli personal, s-a diminuat acest titlu 10 cu 50.500 de lei, întrucât în bugetul inițial s-a avut în vedere 3 posturi de lucrători, unul din ei și-a dat demisia și-a plecat, unul este vacant, deci sunt bani alocați care nu vor fi utilizați anul ăsta, mai sunt 3 luni, nu se prevede angajări noastre și oameni. Deci, am diminuat cheltuielile de personal. La capitolul 71, active fixe. La titlul 7102, mașini, echipamente și mijloace de transport, s-au alocat 50.000 și cu modificarea listei de investiții, prin adăugarea obiectivului achiziției auto-utilitară la serviciul de gospodărie comunală, fiind necesară, deoarece cealaltă, acum acela care tot îl vedeți prin comună, e cântuit, e scăpat. Da, avem nevoie de o utilitară, nu mai putem funcționa cu mașina pe care avem. Este și foarte veche, din 2004. Am mai luat totuși o cutie de viteză să o mai reparăm, pentru că pentru, eu știu, mici reparații la anumite zone, mă, să o mai putem folosi în continuare. Dar avem nevoie de o mașină mai bună, de care să ne putem folosi, de preferență cu basculare, să o putem folosi și la cratul materialelor, pentru serviciu de gospodărie comunală. Și ne-am gândit că ar fi acoperitoare suma de 500.000 de lei, de 50.000 de lei, ca să achiziționăm o mașină nouă, vă dați seama, una nouă costă undeva la 30.000 de euro și nu cred eu că e necesar la vremea asta să facem astfel de investiții. Dar vă rog să țineți cont de acest aspect și să aprobați sau ca banii pentru a dota serviciul gospodării cu un conflict. La capitolul 84, transporturi, sub capitolul 84.03.01, drumuri și poduri. La titlul 20, bunuri și servicii, articolul bugetar, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, s-au alocat 47.450 de lei. Iar la titlul 71, active fixe, articolul bugetar 71.01.01, construcții, la obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în comuna Măgura, zona între Vireză și Ecoton și Armanu, s-a diminuat, întrucât sumele alocate acestui proiect nu vor fi cheltuite în anul acesta. Și pentru a nu rămâne blocat. Dar, explicați clar pentru ce. Deci am hotărât să luăm 50.000 de lei de la drumul dintre ei din 2.850.000. Pentru că, oricum ar fi, dacă dăm drumul la lucrare, că suntem în faza finală de licitație, nu va ajunge să cheltuie tot bani. Dar atunci am hotărât să luăm 50.000 de acolo, să nu achiziționăm auto-utilitară. Dacă tot am deschis subiectul de așa, s-a terminat licitația, suntem acum la deschiderea ofertei financiare, până astăzi s-a lucrat pe partea tehnică a ofertelor și cred că mâine vom avea și constructorul. De parte, dacă Domnul Dumnezeu ține vremea și are potențial și cel care va câștiga licitația, ar putea să apuce să dea drumul la lucrări între vii. Proiectul este gata, autorizația, vizi tot ce este necesar. Ca o cerință din ultimul moment, după
ce ați primit documentele, materialele de ședință, a avut necesitatea, de fapt, era și mai de mult, dar acum firma care implementează programul de softul care asigură aplicația impozite și taxe, Urbanism, Registrul Agricol și Asistență Socială, ne-au recomandat în mod expres ca informațiile, bază de date, să fie salvată pe un server. Primăria nu deține până în prezent un server unde să se salveze datele din toate compartimentele. Și deci am solicitat, vă rog, propunerea să aprobați achiziția unui server, da? Și să adăugăm în lista de investiții achiziții server pentru stocare, salvare și securizare bazei de date la nivel de comună și să mai diminuăm cu încă 10.000 de lei tot proiectul de inventor, tot modernizare și drumul de invest local. Da? Suntem de acord că altul sursă nu mai avem. Deci suntem așa aproape de avarii. Deci să mergem, nu avem niciun surplus neutilizat, niciun excedent. Este adevărat că am comasat companii pentru zona dintre vii și din viațele pașurile, pentru că avem suma completă, zic eu, pentru proiectul care se va desfășura acolo, pentru lucrările care se vor desfășura. Dar mai putem, pentru nevoi stringente, ca să zic așa, mai putem să mai permici de 10.000 de lei și de lei. Nu afectează absolut niciun. Oricât ar fi de bun constructorul și ce potențial avea, nu reușește să pune, zici, manul ăsta în goale. Adică ar fi ideal să fie așa, dar mă doresc, nu vreau. Ideal ar fi să punem măcar primul strat de asfalt sau să încerc lucrurile. Da, serverul este necesar pentru că nu mai pot fi stocate datele doar în calculator. Acum sunt mai multe cerințe și de la instituții de la poliție, cu înmatriculări, cu evidența persoanelor și trebuie o bază de stocare solidă care să ne asigure și securitatea și garanția că toate datele vor fi păstrate și le regăsim oricând acolo. Pentru că în calculatoarele așa, astea care le avem DSIN, e posibil ca printr-o, eu știu, eroare sau prin un virus ceva să poată fi ștețe sau atacate sau pus în pericol. Eu susțin propunerea doamnei Contari, cred că este necesar. Costurile nu sunt prea mari. Vă rog, domnul. Doamna Contari, ați fost spus. Doamna Mircea. Da? Domnul Mircea. Domnul Mircea. Nu. Vă mulțumesc, dumneavoastră. Toate cum ați văzut discuții. V-ați contat. Au fost discuții cu câteva dacă ar prezintă doamna Contari de la proiectul de rectificare. Ok. Păi am să mă întreb de ce ați renunțat la dealul mare, la extinderea cu dealul mare cu conducta de gaze? Nu am renunțat la dealul mare. E foarte bine că a spus problema domnul Bariș, vă răscu opus un pic, să notați doamne acolo, să modifică lista de investiții cu nou obiectiv, da? Da, pe așa cum a specificat, da? Da. Nu am renunțat domnul Ințe, dar având în vedere că pe Sohodol avem deja avizul de gaz, putem trece la execuție acolo. Licența este un lucru undeva în viitor apropiat care se va întâmpla, cred eu. Și atunci, dacă avem bănuții ăștia, e bine să dăm drumul la execuții pe Vulcerii, Castanilor și dealul Bisericii. Licența ține și de studiul de fezabilitate, avem studiul de fezabilitate făcut și reactualizat. Dealul mare. Ce mai nou? Ce mai nou? Da, ce nou și față de vechea proceduri, acum doar printr-un act adițional cu operatorul pe care îl avem în zonă, cu Delgazul, sau E.ON, doar prin act adițional, se poate extinde licența pe dealul mare și cu ea. Așteptăm să apară normele de aplicare a legii energiei, care e de curând ICALE. Cum apar și săptămâna asta am fost la E.ON. Un proiect pe o tărărie separat? Da, categoric, da. Deci normal legat de... Nu, categoric, un proiect de hotărâre separat, va trebui să facem niște calcule temenice, să vedem ce presupune licența pentru cele două sate și eu rămân la părerea pe care am exprimat-o și altă dată. Eu m-aș atama la un credit ca să ducem lucrarea la capăt.
Deci să facem gazi, ca poadă, prihan, de alomare, cu topul, redimensionarea conductelor pentru a plăti. Și atunci nu urmează de aplicare a noi legi, când credeți că o să... Eu cred că o să apară discutibil. Da, da, ce s-a așteptat din multe ani, nu suntem mai noi. Suntem cu 3 ani de zile de când sunt blocate o grămadă de proiecte datorită faptului că nu era legislația destul de clară. Și de aceea să gândim cât mai repede interesul nostru să semnăm cu operatorul care să extindă licența. Să extindă licența. Este mai bine. Că ați tras-o pe linii moarte, cum ar veni. Nu știu, din motivii sau mai puțin posibil, iar mai scos. Nu-i scos, dar țin niște bani blocați pentru o situație care nu se va întâmpla curând. Adică chiar dacă, vreau să înțelegeți, chiar dacă obținem licența, semnăm cu Delgazul mâine, extinderea licenței pe dealul mare, tot nu vom putea face extinderea acolo. Pentru că în deal aici avem 0,27 bani. Și nu o să ne apropie niciodată extinderea. Pe Sohodol avem licența acum, avem evaluarea Delgaz care spune că da, putem trece la execuție acolo, altfel stă problema acolo cu prețul. Știți, poți să mă țin în persoană de chestia asta. Da, chiar vă rog, și chiar vă rog fiecare de voastre să vă implicați, pentru că nu vă informez. Te rog. Da, mulțumesc. Domnul Preș. Și domnul Cimăresc, doamna Hortăcădă. Vreau să vă întreb și eu pentru am niște minuri. Unu, am văzut la materiale de și servicii caracter funcțional, aici vorbim despre niște cabine de vot. Da. La obiectivine, da? Da. Da. De 10.000 de lei? Sunt 6.550, 7.000 aproximativ. Aproape 7.000 da? Cabine de vot. Iar pentru 3 secții de votare. Pentru 4 secții. Pentru 4 secții de votare. Iar 3.000 de lei, cu partea de votabilitate, nu mai are imprimante. Și eu împart birou cu doamna de la executări civile și are nevoie și din unei imprimante. Deci am mai pus încă 3.000 pentru achiziția unei imprimante. M-am speriat, am văzut 10.000 de lei în cabine de vot și am zis că se duc toți banii pe cabine de vot. 7.000, așa. Vreau să îi mai rog pe colegii din Consiliul de Administrație de la școală să se intereseze un pic vis-a-vis de planul ăla de, pentru asigura la incendiu, pentru că nu știu, s-ar putea să trebuiască pe fiecare clădire în parte. Și dacă trebuie pe fiecare clădire în parte, s-ar putea să greșim acum că rectificăm banii de acolo. Dar nu-i... Da, s-a schimbat? Trebuie să schimbare. Perfect. În cadrul ăsta e un lucru bun. Am susținut și în Comisia de Buget. Acum aș vrea să vin cu o propunere și în fața dumneavoastră. La achiziția autoturismului, eu zic să facem o treabă gospodărească, să facem leasing la un autoturism nou, să plătim leasing-ul și să-l avem mult și bine. Pentru că riscăm să luăm un autoturist second-hand de 11.000 de euro, care se poate strica în secunda numărul 2. Până la urmă, noi suntem o instituție publică și nu putem să ne facem de râs acum, să achiziționăm un autoturism, să vedem că se duce va cutia de viteze, va se duce volanta, va se duce... Și la sfârșit, când tragem linie, după 5 ani de zile, vedem că ne-a costat mult mai mult decât un leasing la un autoturism mult mai ușor. Banii avem 450.000 avansul pentru un autoturism nou pentru leasing. Și de acolo putem face o rată lunară. Cel puțin asta e propunerea mea. Acum rămâne și la latitudinea dumneavoastră. Că sunt bune ideile. Sunt ambele variante. Vedem ce se poate... O să dăm și partea de leasing. Problema la leasing e cascul care face mare două utilitare. Da, buget. Dar oricum ar trebui să-i facem. Da, vedem. Nu e bunea ideea. Am adus ceapă și vine să luăm în capul. Poate să studiăm și niște variante. O să vă prindem și variante de leasing. Vedem ce presupun care se plătește. E ce variante de mașină. Ce vor la tine, nu știu, vreau cu o tritare, am luat un bani de niște mila. Și au dat vreo 30.000 de euro, cred că e... Da, cu totul, banii ăștia îi plătim în 5 ani de zile. Dacă ar fi să băgăm într-un autoturism second-hand, în fiecare an mentenanța, o să vedeți că tot cam acolo, când tragem linie după ce... Și... Cam atât, vis-a-vis de server, încă nu... Nu am date despre asta, că vreau să vă întrebăm și aici, dar o să nu mai documentez și eu. Vă dat că e necesit. Da, da, da.
Mulțumesc frumos. Domnul președinte, dragi colegi, am impresia că noi aici suntem așa, la fabrică de aluminiu, adică sunt fix cheltuiesc sumele, după aia veniți în doamna contabilă și restul aparatului domnului primar. S-a gust de restul domnului primar. Restul aparatului, este restul aparatului domnului primar. V-am fost scuzat, dacă... Bun, v-ați tot veniți, cheltuiți banii și mai veniți la noi cu să aprobăm. Nu ne-am cheltuit. Poftiți? Nu am cheltuit. Concret. Ați scris, concret. Până acum, cu cine ați făcut licitații publice? Deci n-aveți un... Ați spus că aveți un avocat care se ocupă și până acum. Adică ați cheltuit că el acum veniți și spuneți că vrem să facem... Nu, domnul Talam. N-ați înțeles. Am externalizat serviciul de achiziții publice, iar ceea ce rectificăm noi aici sunt sume... Cum l-ați externalizat fără hotărâri de Consiliul Local, domnul primar? Cum l-ați externalizat fără hotărâri de Consiliul Local? Cum l-ați externalizat? Nu trebuia hotărâri de... Am făcut contract cu o firmă specializată. Legea prevede că putem achiziți. Puteți, da, dar după aprobare, după... Trebuia să veniți la Consiliul Local. Deci, despre asta vorbesc. Eu lasă-mi să veniți, după aia cheltuiți, faceți contracte și mai veniți așa să mai... Cine este de acord cu Nu, eu înțeleg că e șeful noastră de partid, dar și eu înțeleg. Legat de gaz, da? Acum știți foarte bine că există o lege care obligă societățile furnizătoare de utilități să facă investiții. Fără, adică, noi hai să facem noi investiții. Nimeni, suntem, toți avem nevoie de gaz și chiar vreau să... Dar faceți ceva, puneți-vă presiuni. Nu gata, vine... Ion Gaz este o societate comercială care merge pe bază de profit. El vrea să, dacă se poate... Dar de ce să facă investiții? Dacă Consiliul Local Măgura aprobă niște bani. Deci există o lege care îi obligă să facă investiții. Altfel e de licență. Există o lege acum, știți foarte bine ce vine. O lege aprobată de președinte. Dar nu-i promulgat ca să-ți plea domnul. Este promulgat. Dar nu a apărut urmă de timp. A apărut urmă de timp. Trebuia o lună de când s-a promulgat. Din mai am luat decizia să facem evaluare pe Vâlcerii Castanilor. Acum au venit oare. Nu mai facem, ne lăsăm pe oameni. Așa nu mai facem, stăm și așteptăm. Eu știu să vină cineva să ne spună dacă vine să avem loc. Dar așa se întâmplă în țara asta. Dacă vrei să faci ceva, să găsești cineva să copii, sau să mai fac o tărăgăneam așa de câteva luni de zile, eventual un an. Și concluzia tot aia va trebui, tot ce va trebui să facem cheltuieli. Eu cred că în lumea asta s-a inventat un sistem în care vine operatorul și îți face exclusiv 100%. Să faci și analize de beneficiu. Deci e extraordinar de rentabil. Adică, nu știu. Probabil la un bloc unde s-ar putea apartamente, 50-60 consumatori, iar cheltuiala cu rețeaua sau extindul acolo 100 de metri, dar sunt 70 branșamente sau 20 consumatori, e rentabil. Imediat să o face pe mai delgată. Dar unde e rentabilitate, nu știu. Vă s-a schimbat legea și i-a obligat ANR-ul să facă investiții, indiferent de câți consumatori sunt extinde respectiv. Câți consumatori sau... Mai avea de acolo. Nu știu, dar nu terminat. Stai să terminăm. Haideți să mai luăm ceva de la drumuri, la... așa, asfalt. Nu știu, așa nu se face anul ăsta. Acolo nu zic să facem un... discotec, acolo, dacă poate să termin. Adică... Ați lucrat în domeniu, v-ați lucrat cu spectacul. Da, da. Adică luam 50.000 ca să luam o mașină de... Lăsați banii acolo, trageți... Faceți un contract cu unul care, într-o lună, cât e? Uitați-vă drumul ăla, de într-o mușchi. Lună ți-i dau 500 de milioane, ca să fac un transport și toate lucrările. Deci, ce să fac? Am prevăzut mai mult bani, domnul primar. Pentru ce? Pentru drumul la... Trevin.
Da, sunt mai mulți bani. Și acum cerem să luăm din bani, hai 10.000 de acolo, 50.000 de acolo. Când ați făcut caietul de sarcină, dă-ți-mi voi. Când ați făcut caietul de sarcină, trebuie să spun, doamne, prioritatea numărul 1 este timpul de execuție. Dacă, cu cât îi dați 250 de puncte pentru timpul de execuție și o să vedeți că într-o lună îl faci. Cum a făcut drumul ăla de aici, de la Sandureni, sau de la Gâmbacu până la Sandureni, în două săptămâni? Poate să facă o săptămână. Dacă îmi dați voi, îți vă dau informații de zavie de licitații. Am văzut azi cu primarul de la Luizi, a spus drumul, la drumul, eu știu, kilometri de drumul, nu știu, n-am idei cât în comuna Luizi, nu s-a prezentat nimeni la licitație. Dacă aș putea auzi vreodată la drumul, unde era bătălie, erau 7-8 competitori, nu s-a prezentat nimeni. Avem căminul cultural la 3-a oară, finalizat procedura și nu s-a prezentat nimic. Deci nu sunt constructor. Asta e constatarea mea și nu numai a mea. Toată lumea vorbește de același lucru. Nu sunt constructor, nu este mână de lucru. Cam aici stăm. Cam asta e. Avem doi competitori. Bun, eu sper ca cel care va câștiga. Bun. Să-și facă ce trebuie. Legat de achiziția unei mașini, nu sunt de acord cu domnul colegul Pleșcă. Deci nu are rost să luăm o mașină veche. Dacă luăm, tot avem una veche pe care a fost reparată din PNR. Hai să studiu, părea dar nu să luăm bani de la drum. Găsiți alte surse și luăm o mașină. Dar nu există alte surse, domnul Talanea. Ce luăm noi de acolo? De sume infime care cu siguranță nu vor fi cheltuite anul ăsta. Eu sper, trag nădejde, ca anul ăsta să dăm drumul la lucrare și să punem măcar primul stat de asfalt. Care nu comportă nici într-un caz cheltuiala suma pe care am alocat-o noi. Dar domnule, dar Alicenii Bacăului am înțeles, nu? Nu, nu am înțeles. Nu. Mulțumesc, să înțeleg că vreau să vă strâng la cuvânt, domnul da. Presa. Deja, noi discutăm despre bani pentru o mașină, dar trebuie să punem înaintea la toate și ceea ce normal este prioritar este drumul. Dintre ei. Sunt drumurile care au fost în proiectul ăla prinsii și banii care sunt, indiferent că se cheltuiesc anul ăsta sau nu, ei se duc în excedent și rămân la lucrarea care se va derula în anul următor. Ca să pui primul strat de binder, forma de relief în Tribii nu ne va permite să punem numai primul strat, pentru că am avut experiența la drumul județean, când am pus primul strat și în timpul iernii, din pantă, terenul alunecă. Și atunci a venit la consolidarea acelui teren pentru a putea ca să susțină și ca să nu cheltuim banii de două ori. Pentru că în momentul în care se pune primul strat, cine va fi cel care va răspunde? Deci, executantul îl va pune la cererea Consiliului Local. Iar răspunderea va veni în caz de acel drum să rupi pe timp de iarnă, tot Consiliul Local. Deci noi vom plăti suma care normal va reveni, deci vă spun în mod legal, corect și fără nicio abatere de la absolut nimic. Iar eu nu pot să fiu de acord să luăm 500.000, deci jumătate de milion, deci ca să luăm din banii pe care normal noi i-am pus pentru drumuri. Dar mai mult de atât, nu știu dacă utilitatea acestei mașini, că am spus-o, o repet, când s-a făcut și organigrama, deci am angajat un om. Omul ăla este util pentru Consiliul Local și mașina, care normal am folosit-o ca să mai luăm și alta, să investim pentru a o repara în mașina de când eram eu primar, era deja degradată. Nu știu cum a mai fost inspecția dată de a funcționa această mașină. Nu știu cum a ajuns așa. Așa e, domnul. Păi cum a ajuns? A ajuns în datorită că a fost folosită de toți cei care normal au avut nevoie. Nu știu la cine era. Mașina era al Consiliului Local. Era aici. Vă mulțumesc pentru întrebări. Iar eu vă spun că nu este utilă o altă mașină. Iar când Consiliul Local va avea în față exact tot ceea ce normal va fi benefic pentru Consiliul Local și utilitatea acestei mașini și acestui șofer care normal cred că ia bani pe degeaba, atunci vom fi de acord cu cele ce se va propune de către autoritatea locală.
Domnul Presar, tot respect, ați profitat de faptul că domnul Răducă Dumnezeu Scăreță nu mai este. Vă dă de el electrica de sală de mașină. Nu înțeleg, nu știu. Avea poze și aia. Dar poate n-a, opta. Domnul Răducă dumneavoastră chiar... Dar nu, nu știu, nu trebuie. Chiar nu trebuie să știți subiectul. Știți că ați achiziționat-o tot din tara asta în 2004, domnul Presar. Din 2004, primăria Măgura nu a achiziționat niciun fel de utilaj, niciun fel, nici o mașină, nici o utilitară, nici... Nici autorizațiunea nimic. Nu poate așa ceva? Ați considerat să ce? Noi am considerat că e mai bine să strâng bani și v-am lăsat bani când am plecat. Deci am lăsat aproape 3 milioane de lei. Deci cu tot ce erau cheltuieli, deci au fost bani care s-au putut cheltui. Hai să ne referim strigat cu treaba noastră. Domnul Pleșca. Domnule Tristăr, tot respectul, autoutilitarea mea a cărat fân pentru carte, domnul Tristăr. Da, pentru capre. Și nu cred că erau caprele din Valoriu. Vis-a-vis de proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, aș mai avea o completare. Știți și dumneavoastră că eu reprezint zona Oseviți. Zona în care avem și noi o biserică în construcție. Am văzut că pe Cultez s-au alocat 22.000 pentru biserica din Dealul Mare, ceea ce e foarte bine pentru că Părintele Bobi chiar a făcut o treabă extraordinară și a investit destul de mult acolo. Însă aș vrea să fie echitabil, pentru că și în zona asta avem o biserică care se construiește. Și aș vrea să găsim o variantă să putem să-i ajutăm și pe cei de pe urmă din zona Osibiți. E bine, tot de pe toate capitolului. Să spun și eu aici în ședința de Consiliu, faptul că domnul părinte Paul Ungureanu e singurul care a adus justificare pentru banii alocați de Consiliul Local în anul anterior. Este singurul. Ceilalți, îmi pare rău și nu vreau să... Dar să puteți să le faceți solicitare. Le-a făcut. Le-a făcut. Și fără niciun răspuns. Deci, și puterea de cum le-a impus unui preot să aducă justificare ca o... Eu mă gândesc așa, punctual, pe solicitarea efectului, pentru ce dorește să facă sau ce a realizat acolo, se ajută la momentul respectiv. Dacă ne putem să împărțim iar două pai la... Așa nu facem nimic, dar ajutăm tot. Dacă nu are nevoie de suma asta să rezolve problema pe care o are acum, îl ajutăm. Dacă vorbim niște ceva spre os, punctual, cu ce au de făcut. Eu zic un lucru bun, dacă acum o să facem extinderea de gaze pe Crucele, avem extinderea și la Biserica de la Sobodor, e un lucru care ajută foarte mult. Punctual, așa, dacă vor veni până la sfârșitul anului, să încercăm să-i ajutăm fiecare dintre ei. Dar e bine să-i ajutăm exact cu ceea ce au nevoie. Adică, dacă părintele are nevoie de 220 milioane, 700, sau au văzut, iată, nu trebuie 500, nu trebuie 100. Dar ăștia sunt banii pe care i-am gândit-o că îmi sunt necesari. Și eu puteam plăcea, că omul e clar pe cheltuială, că îi venisești după anul. Și dacă... Da. Și cum vor veni ceilalți preoți, dacă vor dori și primul, tot așa că pe punctoare să-i ajută să-i spune. Ideea e că, după cum ați văzut, au fost destul de mulți oameni în vârstă care au muncit la construcția bisericii din Osebiți și aș vrea să sprijinim și noi. Am alocat și o să mai alocăm și acolo bani și la biserica de la Sobor și la Dreapta, se plătește pe voi. Dar, deocamdată, suntem cu bani acolo la drumul dintre ei și nu cred că să dezvoltăm și unul de domnului. Dar din buget efectiv, din buget efectiv, da, atât de la următoarea să mărțet foarte considerat de și fizice și financiare și de către cetățeni și de către necesitate și Consiliul Local să se implice o mică parte. Știți că suma a fost mult mai mare. Cheltuielile care au îmbinat acolo au depășit mult. Și cu părerea mea este că cum a finalizat lucrarea, ați văzut că s-a fost benefic și de util chiar casa asta, capelul. Deci a venit colegul nostru, a fost foarte ok. Mi-a dat părinte un pic când am spus de urma asta, ați văzut. Am stat acolo, toată lumea a fost ok. Frumos, propun. Numai el m-a vrut să... Din păcate, da. A rămas la domnul Belușcă. Mă scuzați. Vreau, în primul rând, să spun domnului contabil că respect foarte mult în cadrul meu, numai că astăzi voi fi solidar cu domnul colonel. Dar poate domnul colonel să vă răspund. Vă fi solidar cu domnul colonel și am să mă abțin la acest proiect de ordinea de zi. Da. Așa? Dar aș vrea totuși să vă dau un sfat vis-a-vis de utilitară. Eu cred și consider că trebuie o utilitară nouă.
în comună și eu zic un sistem de leasing. Dar mi-am mănânc să mă bucur, sincer. Dacă vreau de tare, nu așa mai facem. Da. Eu zic să profităm de ocazie și să vom să facem mai susținem în leasing. Poate nu luăm asta în arătoare, între bine, pentru bugetul viitor, nu știu. Păi dacă ne ajută 500 de milioane ăștia să antamăm leasing-ul, nu antamăm. Care și vrea să spune domnul Vaci, s-a discutat de stagiul. Nu cred că va depăși prima rată de genul. Dați-mi să vă spun aici foarte ce. S-a discutat despre cei 50.000 de lei pe care dumneavoastră vreți să-i luați la luați pe capitolul de drumuri. Da. Vreau să vă întreb licitația. La ce sumă a fost adjudecată? Nu s-a deschis foarte mult. Și atunci mai putem vedea luna viitoare. Cu siguranță putem face o rectificare. Nu, Căruște, rămân la ceea ce v-am spus anterior. Așa, da. În niciun caz nu va reuși niciun constructor atotic să facă anul ăsta partea de lucrări între vii, ca să ia toți banii de acolo. Cu siguranță, luna viitoare, sau poate într-o ședință extraordinară, vom mai avea mai multe date cu privire la ce bănuți avem disponibili. Cu siguranță, eu zic, într-o licitație, firmele se bat numai tehnic, se bat și în economic. Și cu siguranță cred că vor mai rămâne poate și un miliard de la drumul dintre ei. Și luna viitoare, cu siguranță, vom discuta de pe alte poziții și vom ști exact ce bănuți avem la dispoziție și să poate punem bani și la curte, poate și pentru acela mai mulți bănuți. Eu nu sunt de acord să luăm bani de la investiții și să ducem la curte, domnul Beluș. Nu, am zis, vedem exact cum sunt banii. Am berberit cum ne-am putut, am închegat o sumă și mai pentru voiața cu siguranță. Dacă să luăm de la investiții, dăm la curte. Cu siguranță, dacă vorbim de investiții, nu. Da. Dacă vorbim de investiții, vorbim și de zona plăcerii, să vedem și acolo. Ideea este că pentru zona Vâlcene avem acum un miliard, este super divin pentru ceea ce se începe documentația, să ne apucăm de ieșit de licitație efectiv, va fi tot primul anual, suma o aveți acolo undeva la 250.000, avem 100.000, vom vedea, vom completa la anul, asta nu presupune să dăm toți banii acum. Da, mulțumesc domnul Chetic, șampionul domnul, dar permite, da. Stimați colegi, am mai multe probleme verificat. În primul rând, nu mă pricep, auto-utilitar asta ce categorie presupune? Deci până aici e în regulă. Pentru că trebuie să recunoașteți că ați făcut o greșeală angajând un șofer care nu avea B-ul și C-ul, dar faptul că poate conduce... Poftim? Nu, am spus B-ul și C-ul. Care numai B-ul. Nu știu. Deci faptul că auto-utilitarea se poate conduce cu B-ul e ok. Am rezolvat o problemă. Doamna contabilă, cu tot respectul care l-am învățat dumneavoastră, faptul că activitatea mea și fostă, și actuală, și viitoare este strâns legată de contabilitate, nu permit să vă fac o recomandare. Faceți cumva, nu știu, un Excel, în Word, faceți un tabel din care să rezulte plus cu minus. Cât rezultă și unde să duc. Mai sintetic. Dumneavoastră vă faceți raportul, vă faceți formularele care le aveți strict contabile, care vă numesc Curtea de Conturi, după alea vă judecă. Dar pentru noi, consilierii, care nu suntem contabili, faceți o chestie sintetică din care să rezulte, domnule, s-o diminua de acolo cu 2 lei, s-o majora acolo cu 1 leu, cât rezultă? 1 leu. Unde se duce leu ăsta? Numai un picuț. Deci, încă o dată, cu tot respectul, noi am avut o contabilă fără studii. Domnul Trăistaru este aici, trăiește. Domnul Costa și este aici. Așa ne le prezenta. Aveam consilieri cu 7 clase. Când se uitat pe tabelul ăla, vedea plus cu minus cât dă. Așa trebuie să faceți doar la contabilă, ca să fiți pe placul nostru.
Să punem ce-o. Așa se procedează. Una la doi la mână. Numai un picuț. Nu dă bine într-o ședință de Consiliu unde se discută o rectificare de buget care este ținta numărul 1 la o curte de conturi. Aici vine prima dată la rectificări. Ce au făcut ăștia cu banii? Repet, nu dă bine. N-am fost eu în ședință. 10 cu 10, a, mai sunt 10.000 în cutare loc. 20.000, a, nu m-am imprimantă. Nu dă bine, credeți-mă. Este o vânzoleală, nu știi de unde și unde duci. Nu, e clar. Nu există. Ce în momentul în care veniți în ședință și spune, știți, n-am imprimantă. Nu toată lumea e realizat, nu toată lumea e în domeniul doamne. Deci trebuie să scrie în negru pe alb. Eu când mă uit pe proiectul de hotărâre și pe raportul dumneavoastră, știu clar. S-au luat 2 lei de dincolo să duc în partea asta. Și atunci am imaginea clară. Sunt de acord sau nu sunt de acord? Nu dă bine. Dacă vreți să mă înțelegeți. Dacă nu e problema dumneavoastră. Nu e problema mea, să știți. Adică domnul, mă scuzeți, domnul... Numai un picuț. Domnul primar. Nici faptul că luați bani de la drumul dintre mine nu dă bine. Știu, domnul colonel. Nu dă bine. Vă la mașina afară. Trebuie să-i dau dreptate, domnul Dreistaru. Mai degrabă să stea, să ducă în excedent și știm că în primăvară ne apucăm de treabă. Asta e recomandarea mea. Domnul colonel, cu 50.000 sau fără 50.000, eu nu cred că poate influența în vreun fel acolo. Dar chiar este nevoie. Credeți-mă, n-am luat decizia asta doar de dragul de a umple o grada cu... Dar nu avem o utilitate din tocmiva, poate chiar sunt. Dacă voi să treceți prin, prin la primăria Mărgen, cred că au cel puțin 10-15 utilaje, mașini de tot felul. Adică chiar e necesar. Chiar noi, e am avut, noi am avut o discuție când am făcut bugetul, dacă țineți minte, și toată lumea ar trebui să-mi dea dreptate. Am spus în felul următor, doamne, avem investiții din bugetul local. S-a terminat cu toate cheltuielile. Nu așa am discutat. Acum, luăm și boldul excavatorul, că suntem în procedură de licitație și acolo. Vine boldul excavatorul cu auto-utilitarea. Poate ne mișcăm cumva, mai încărăm, mai încărcăm, mai facem și de ceva. Asta e improbabil pentru astfel de lucrări. Deci nu poate de să vină într-un fel utilat în care nu. Și chiar nu avem o mașină. Mașina asta, să nu uităm că mașina asta a fost achiziționată în 2004 pe fost de limuzină. 14 ani. Nu e auto-utilitară. Așa era atunci. Sincer, nu cred că mai sunt primării care să aibă doar o mașină sau auto-utilitară. Un singur utilaj, ca să zic așa, într-o curte. Deci nu, de nu eu, este în regulă atâta timp cât proiectul de hotărâre, cât raportul nu este clar, clar, clar să fie. Mi-aduc aminte în ședință, stai că m-am imprimantă. Stai că e 20, nu, e 30.000. Adică nu, nu se face așa ceva. Nu vă spun. Eu sincer, sincer, eu m-am uitat pe rapoartele dumneavoastră, am priceput, că n-am încotro. Eu sunt nevoit să le dezlușesc la mine, la serviciu. Domnul Chitic, eu vreau să vă spun ceva. Când v-am pus bani în articolul bugetar, alte obiecte de inventar, înțelegeți? Eu nu trebuie să spun, iau, cum se cheamă, o, îți vă dau detaliat ceva. De ce nu? Păi, dacă îți de ce nu? Fac, nu, doamna contabilă, nu. Eu când vă prezint cu contul de executiv, domnule, vă spun, la obiecte de inventar v-am luat, aia, acolo se detaliază, aici se pune la estimativ, nu? Nu, doamna contabilă, când faceți raportul de specialitate, dumneavoastră trebuie să ne prezentați nouă cu punct și virgulă. Și atunci, dacă noi... Chiar credeți că mai e așa mult timp? Nu, nu știu dacă ne-am dar mai mult timp. Încă o dată. Am mai avut discuția asta odată. Nu vă ia mult timp. Dar eu dacă am citit, eu, el, n-are importanță cine. Dacă am citit și am clar de unde se ia și unde se duce, mi-am făcut o imagine și am terminat discuția. Știu unde parte domnul Chitic. Mergeți exact pe perioada cât a fost doamna Jana... Cernat, cred. Da. Contabil aici. Și luați un pic cu model și vedeți exact cam cum adevărat de prezenta, strict. Ia pe de la capitolul cutare, zic la capitolul cutare. Exact cu capitolul cutare au care bugetară. Atât s-au cheltuit, atât dar și aura, și aura, domnul primar, pe la fel prezentat. Adică, zic eu că se poate face, dar să fie mai explicit de cutare. Da, nu știu. Ce se mai zic? Da, atât am. Da. Domnul Răzăr și Sfântul Domnul. Dar eram eu. Nu vă spărați. Vă rog, domnul. Haideți, dumneavoastră, tot am vrut să lasă așa, ne respect. Apropo de auto-utilitar, țin să vă informez că de anul trecut,
din luna martie la utilizare, nu s-a investit niciun leu. S-a făcut afirmația aici în Consiliul Local. Că am reparat în nu este adevărat. Doamna companie este aici. Am verificat cu denunțarul și ăsta este adevărat. A fost reparat atunci. De atunci și până acum, lui s-a pus un filtru de ulei, un filtru de motorină, un filtru de aer, s-a făcut un schimb de ulei. Deci nu s-a vizionat făcut treaba, dar... Ea, inițial, am rugat să renunțăm la ea. Dar tot la fel, din cauza că nu aveam cu ce am hai să o repară. Având în vedere că aveam utilitara, că fără utilitara asta așa distrusă, cum am preluat-o, de unde am preluat-o și cum a fost ea, așa, am înființat serviciul de gospodărie comunală. Dar nu am putut serviciul să serviciul de gospodărie comunală nu are rost, nu poate funcționa asta, fără mașină, fără să fie dotat. Avem cel puțin acum, să spun, cel mai elementar lucru. Stațiile noastre, stațiile sunt pline de glume, nemăturate. Nu s-au numit, pentru că asta s-a defectat. E defectată de săptămână în urmă. Am reușit să găsim o cutie pe care am achiziționat, o pline de într-o comodă, să-i punem un obor, o luăm la spate, să ne trăim așa rușinos în comună, dar ea, din punct de vedere tehnic, am pus-o să corespundă. Cum? Am mai cumpărat un număr, am mai cumpărat altul, am mai pus prin... Băi, și ea, ea, cu ea, 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 cum ai strigat el pe aici? Dar trebuie, într-adevăr, o mașină care să ne reprezintă. O mașină foarte bine, a spus dar domnul... S-a înțeles. Deci, asta mai este o... Nu am terminat. Mai am ceva ce spus. Referitor la gaz. Deci, gazul ăla, așa cu el. Sunt utilități care atrag investitori. Să nu ne... acum să gândim cu capul în zi și spunem, băi, dar pentru trei case tragem acolo. Nu. Dacă o să am gaz acolo, o să am apă acolo, prin perspectivă, și vor fi atracții pentru cei care vor să investească. Când cei care vor să cumpără bucățile de pământ să munte acolo, care vor fi sursă de venit pentru bugetul local. Mulțumesc. Da. Noi, din păcate, dumneavoastră angajat. Deci întâi cumpărați costumul și după aia faceți om pentru el. Ați angajat un șofer cu categoria B, iar dacă vezi o basculantă, aia are peste... Până în 3 luni jumătate. Domnul primar a spus că vrea basculantă. Până în 3 luni jumătate. Păi jumătate basculează. Nici nu este necesarul la mare. În fine. Iar aia nu mai se care mai mult decât o anumită gândită. Dar trece peste asta. Vreau chiar să aduc aminte de morgă, sau Dumnezeu cum se numește, Vreau să spun că această mașină a fost, vă întrezit pe domnul vice primar, a fost aia de mulți, a fost referat de colegul vostru de partid, domnul Chiper, și ați băgat, nu știu, cu 40-50 de milioane. Dacă vreți, vă dau factură. Încă o chestie. Mașina asta care face să referire, o cărat var la vară pentru vopsitul copacilor. Deci, eu zic că puțin respect pentru el. Iar dacă vezi... Eu zic că dumneavoastră trebuie să aveți puțin respect pentru un Consiliu Local. Am respect. Adică, nu puteți să spuneți că o cărat nu mai fân. O cărat și var la vară, o cărat... Domnul Calar, tocmai asta e rolul ei să lucreze. Ați dat bani la... Dacă a cărat var la vară... Ați dat bani la colegiul noastră de partid acolo 50 de mii sau nu știu cât, că și-au reparat-o și... Și acum spuneți că nu mai mergi. Mulțumesc, Adrian. Da. Păi nu mă așteptam la ceva, chiar nu... Vrei să vă aduc factură? Da, puteți să vă aduceți. Vă știți. Da, vă aduceați. Domnul Brăză, revin la discuția anterioară. Reparația a fost făcută în luna martie 2017, iar contravaloarea reparației reflectă reparațiile făcute. Nu i s-a dat bani la colegul de față. S-a plătit contravaloarea reparației. Nu facem atât. Dar este o bani de contravaloare. Nu mă spus că nu am spus. Mulțumesc că ați confirmat. Mulțumesc. S-a este bani de contravaloare. Domnul Brăză. Domn primar, Martin, dați-mi voie să vă dau un pont. Asta nu, întâi vă pun o întrebare și apoi vă pun pont. Vreau să vă întreb, de ce n-ați luat în calcul, poate, dacă poate prin zona Metalban, poate mai de la extinderea de energie pe care o preconizează dumneavoastră, poate până la sfârșitul anului ăsta nu cheltuiați toți banii. Și mic puțin, probabil, să cheltuiți poate ceva din ei, să fie luat de acolo la extinderea de energie niște bănuți, că s-a acoperit tot ce are mai nevoie acum. Îmi pare rău să mă dezamăgesc. Tocmai a semnat contractul astăzi cu... Da? Și are
Proiectare plus execuții, 90 de zile. Așa. 90 de zile. Atunci, în momentul care vindeam degeaba. Vreau să vă spun că, să știți că aș putea să-i conciliez cu consultanții pe care aveți. Anul ăsta, pe 3 ianuarie, pe programul operațional de investiții majore, prin Ministerul Fondurilor Europene, a fost elaborat un proiect, prima dată în România, pentru rețelele de energie electrică utilizator casnic, extindere de rețele. Pe măsura 6.3. Este păcat, consultanții noștri, care îi plătim cu 10.000 de lei, n-au fost suficient de inspirați să vină la dumneavoastră să vă propun această axă de finanțare, să faceți această investiție de pe fonduri europene. O să vă trimit un link cu... 6.3 pe OIM, perioada de depunere de 31 decembrie anul ăsta. Deci, uitați-vă, pentru că oricum ăsta, proiectul a fost, de fapt, a fost rupt în două. Trebuie să depune pentru partea aia. Asta e la genul, nu mai fac anul ăsta, fă și doi aia să nu mai fac. Am zis că nu-i târziu să ceva depunem pentru partea aia. Vă face dispoziții noștri așa am hotărât, am punut în bani. Da. Eu am zis că să anunț în consiliu că există o axă de finanțare. Adică sunt oameni care sunt extraordinari de individuale. Și dacă am apă, canal, gaze și toate și îmi trebuie asfalt, vrea mai capul pe mine că ăla săracul n-are de oia acolo. Că nu poate loc mai bine să nu asta. Nu, dar asta nu, te rog frumos să te vedem. Adică trebuie să gândim un pic în ansamblu, dacă omul ăla are o casă de locuit, dacă o să trebuie acolo. E frază, este un proiect. Am zis că e un proiect, stați un pic. Eu zic să vă mai uitați un pic în chit, acolo și poate că nu ceva care nu bate cu cine dumneavoastră. Dar am zis că e un proiect bun. E bine că s-a semnat contract. E bine că facem partea asta de față, dar puteam să depunem un proiect pentru partea aia din spate. Era contractul inițial, era de 15 miliarde. Deci proiectul se numește felul următor. Extinderea și, mă scuz, Ulea, Bogdan. Extinderea și mobilizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și investiții într-o zonă, în distribuția inteligentă, într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică. Deci exact pentru ce... Dar noi nu înțeleg. Pot, vă mulțumesc. Okay. Domnul președinte, mai dați voi un scurt și am încheiat. Da, pe scurt. Deci, doamna contabilă, vă rog tare mult... Aveți ceva pe la vă rog tare mult... Uitați, fac abstracții din toate supărările mele care le-am avut pe dumneavoastră. Și m-am consultat, m-am certat și cu colegii mei și așa mai departe. Vă rog frumos, țineți cont de recomandările pe care le-am făcut. Vă rog eu frumos. Da. Când nu... La urmă, la nu greșesc nimic, vă spun. Dar nu ați spus așa. La prezenta exercițiul bugetar, prezentați exact așa cum trebuie ca să înțeleagă toată lumea. Spuneți-i la domnul consilier, cu punct și virgulă, că nu vă costă foarte mult timp și merge și treaba mult mai repede. Vă garantez eu, imediat trec. Dacă mai ține pe domnul Chelar, îmi vreau să așa că ești tot să vreau să ești tot. Dar vreau să vreau să lăsați pe față. Stimați colegi, așa tot am primit cuvântul. O să profit și de faptul că avem un invitat astăzi din partea Consiliului Județean, domnul Consiliul Șindeau. Și... Dar nu-i invitat. După cum vedeți și dumneavoastră, Comuna Mădura poate nu are un buget atât de mare. Vin tot felul de investitori, cum s-a văzut, și dezvoltatori în comună. Și am avea și noi nevoie de un pic de sprijin din partea Consiliului Județean. Dacă tot vorbim de finanțe și de buget, și din partea Consiliului Județean care ne putea dezvolta. Poate puteți spune, ca și reprezentant de zonă, puteți spune o vorbă și pentru noi și să ne susțineți un pic. Domnul Puiu, Domnul Puiu, și da, eu vreau să mă refer la proiectul de hotărâre. Am văzut milioane criticare de pe bun care, și importantă, care ține chiar de bună funcționare a serviciilor din specialitate din Zmării și a tuturor compartimentelor. Și vândem colegii mei de proiectul de hotărâre și sunt mai cramponă de diferite dacă nu mai se rog discuții și doar de cuvânt, nu supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? În forma prezentată, doamna comisar. Domnul Trestaru, v-ați zis
S-a obținut cineva atunci? Pentru? 12 pentru? Eu sunt la 12 de aceasta, am 12 pe consilier. Așa frumos. Urma al 13-lea. Din 12 pe 10. Ce ține scoat de 2 de recomandări, domnului? Bun. Haideți să... Hai, mă rog, să dacă pe urmă de tine și să te din nașa. Deci, la primul rând, trebuie să inițiator domnul Brânză, Mihai, viceprimar. Domnul Mihai, referitor la colegi și viceprimar. Informare la ce se referitor. Escul. Sintetizat. Deci, la nivelul comunului, sunt trei persoane care au săvârșit cazuri de evacuare, sunt condamnate și puse ca să facă muncă în folosul comunității. Lucrările care vor fi prestate de aceste persoane sunt enumerate, după cum urmează. Lucrările de curățenie și întreținere în spații, pe școli, grădinițe, primărie și în jurul acestora, lucrările de întreținere și curățenie terenului fotbal, lucrările de zugrăveri, bopstorii, curățenie în parcă, bopstorii în ceea ce în caz, bopstorii în bănci, școli, ornamente statale, reparații, vopsele, igienizarea locurilor de joacă, de aici, vă rog să-l ascultați. V-am spus. Plantat flori sau copaci, curățat puieți, activități de curățenie a locurilor de la periferia comunii, activități de colectare și presortare a deșeurilor de pe domeniul public și privat al comunii. Deci, în speță social, despre asta este. Gospodării. Am avut ce a făcut? Păi unde e fost? Acolo, pentru că nu vreau să-mi am cuvinte de astea care vin la mine cu ceva și mi-a făcut. Nu, dar este foarte important, pentru că cineva cere după aceea la comunitate. Asta eu dau raport de activitate, dau statul. Deci dau pontaj. Dau pontaj și locul și unde și-a făcut. Dar broșuri pot scrie cu gratuită. Domnul Dorin, vă scuzați. Am purtat o discuție acum două zile cu domnul viceprimar, nu chiar ieri, la telefon. Eu, unul personal, sunt foarte mulțumit de serviciile SOLA și am învățat un exemplu. De exemplu, în comuna Săucești, domnul primar i-a făcut o înțelegere cu cei de la SOLA și pentru ce înseamnă ridicarea gunoiului, au angajat zilie oameni de raza comună, care sunt mult mai sărbăricioși și mai serioși, îi plătește postul de vizit, contract de zilie. Nu ar fi o idee rea. O de repezit, de persoană. Da. Da. Au angajat, nu știu, 4 sau 6 persoane în funcție de câte... Și plătește soma? Și plătește soma persoanei respective care se tirează la comunii. Mult mai serioși, își fac treaba și doar șoferul din acolo. E gozabil sau net? Bani. Nu, e net. E 100 de lei net. Da. Și poate ce? 90 ceva de lei net în mână. Fără ce se trezește și vreau să vă spun că puteți luăm în calcul. La acest regulament, poate persoane care sunt cu probleme, se duce în Soma, sau dacă nu, să găsim persoane
care se... Dar să ce face cu ei? Ce nu se extraordinar? Am să fac unul, doi, știu. E o chestie care am văzut-o în județ, care se poate aplica și nu ar fi rău nici pentru noi. Pentru că ieri când m-am dus pe casă, l-am dat pe Neamirai, trei tombiroane în stradă. Cu mult pantă la soră mea, am făcut și poze, v-am repistat la grădiniții, tombiroane, nici nu pe străzi. Nu sunt loc să fie. Ca să completez, deci nu consiliul local angajează, noi propunem, da? Știu, da. Iar ei se plătează să ai... Da, să ai spune, dar nu împică nicio cheltuială din partea aia. Putem să o... Domnule, ce v-ați fie datora cu scopul? Aș vrea să... Dacă îmi permiteți, haideți. E exclus persoane care vin să presteze munca asta, să se folosim acolo, să vă spun de ce. Prin hotărâri judecătorească, el trebuie să presteze în fiecare zi doar două ore la mine, după program pentru cei care sunt angajați, și iar cei care nu sunt angajați, tot de regulă două ore. Deci vă spun ca să știți. În ceea ce privește alte persoane care ar putea să facă treaba asta la terasa comunii și să presteze munca asta, vă spun din propria experiență, nu ca și predigem la propria noastră, îi caut cu apă. Nu s-a scumpit. Dar poate dacă e stimulat financiar, domnul începe. O să fac un model, iau. Dacă e stimulat financiar, poate să iau propunerea dumneavoastră, fac niște anunțuri în sensul ăsta, la nivel de primărie, cu calitate, și nu se găsesc omul. Dar să luați în calcul 4, deci 4 săptămâni, 2 zile pe săptămână, ia 200 de lei, nu, 800 de lei, nu. E adevărat, domnul primar, adică dați-mi dar vă spun ceva. El se angajează ca să vedeți ce se întâmplă, deci soma nu-și face treaba cum trebuie la noi. Într-un minut termină discuția asta. Calitatea umană de la spatele mașinii lasă de dorit. Eu spun, îl găsesc la mine aceeași calitate, o găsesc. Nu găsesc om de calitate, duc la acolo mașinii, să-ți dea acolo, tu el știi că vine la mine în comună să ridice gunoiul, să-mi bată nu vine în ziua aia și să o va spune, ridică-ți gunoiul. Mi-ai dat bani, mi-ai dat bani. Ce faci la atunci? Poate să faci o situație de genul ăsta. Am să-mi speri și o fel de situație. Nu mă pot am dat vreo chestie de asta, după aceea să ajung mai rău decât rău. Este rău. Bun. Să vă luăm așa proiecte de stări chestii pentru. Trece la proiectul numărul 3. Proiectul 3 la aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, colinii, șacheții, pe drumurile comunale și sătești, de raza administrativ teritorială, cum mai mă apără, județul Bacău. Inițiator de unul primar. Aveți cuvântul? Este un proiect care reglă fiecare an, este supus aprobării dumneavoastră, care reglementează anumite acțiuni care se desfășoară pe perioada iernii și a înghețului. Cred că sunt repartizați, dacă cine mi-a venit, și consilierii de zone. Da, vreau să te dau început. Domnul Chelaru, acum, m-au consiliat la... Doar cu domnul Timpu și cu domnul Munteanu, cu zona 3 de acolo. Exact, 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 cu zona lui Domniță, ca să-l prinde și pe dumneavoastră acolo în schemă. Dar doamna, ați vedea unde era acolo. Să vedea și pe... Păi, prin domnul Chelaru, pe zona de acolo. Sunt 3. Da? Practic, asta nu impune ca fiecare de dumneavoastră să mă ocupați efectiv de... de dezăbezire sau da, doar vizual, eu știu, să comunică. Adică, cei cu comandamentul care se trează la primărie, în perioada când, într-adevăr, este viscol și zăpadă mare și se trebuie intervenit rapid. Dacă sunt eu, da, nu, cred că, vă rog. Da, ca și am trecut, am ridicat problema, sunt drumuri sătești, uliții sătești, înguste, și care sunt foarte motivați și care sunt funde. Astea sunt dezăbezite cel mai greu. Sau deloc. Sau deloc. Sunt, aici ar trebui intervenit, tot dacă tot vorba face un plan de combatere, să se menționeze în planul de combatere și niște lucrurile mai micuții, în care se intervine special, se intervină pe ulițile astea și pe drumurile astea sătești. Spația aia trebuie să sarge în momentul în care se face ulicitație. Acum, asta să înțelegeți că în situații de criză, ca să zic așa, când e viscol întoi și zăpadă mare, se ia de regulă strictă, de fapt. Se iau drumurile principale, că e dar nu mă refer, dar nu mă refer la situația asta, că sunt din zăresc. Cam așa se întâmplă peste tot. Ulițile rămân un pic mai la urmă, drumurile mai la urmă.
data pierdută acolo. Se desfășoară de obicei drumurile pe care se circulă cu mijloace de transport, accesul către școală. Operatori? Da, e bun, evident. Să vedem ce operator găsim, să avem și asta de... să aibă și așa ceva. Deci, ceva. Un utilaj mai mic care se poate interveni și cu drumurile mai bune. Da, da. Dacă tot ne-am gândit să achiziționăm o oportunitate, poate putem face ceva un pic mai mare și putem pune niște accesori pentru iarnă, cu lamuri, sărăriți, eu un serviciu reglementat. E un serviciu reglementat și mai la primarie străduiesc ca nu scade RSC. Nu știu, dacă luăm un utilaj mai mare, trebuie și licențe de transport. Coordonator de transport în domeniu. Da, comport un pic de joc. Oricum și la asta mic, cred că se poate... Nu, dacă e vinit bomboși, și mai comentăm. Da, oricum, avem, dacă, chiar dacă avem cu... o să avem un instalator și cu mașina de dotare, nu o face, nu o să facem. Nu putem face față la... la nevoile respective, la dezăpezirii. Va fi clar necesar, dar fiecare... Pentru drumurile pentru drumurile înguste, pentru școli, pentru ce avem nevoie, să ne ajutăm noi cu oamenii. Dar vedem cu ce o să ne dotăm. Da, să pun la vorbă proiectul de cine este pentru. Și acum trecem la ultimul proiect, numărul 4, proiectul de hotărâre privind ordinea de privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Jean Vădăluc Florentin și declararea vacantă a locului de consilier local al acestuia, ca urmare a decesului. Inițiator, primar Costu Șurgaș. Cine este? Dacă sunt discuții, dacă nu, cine este pentru? Hai, acum, dar să poți și interpelul la urmă, trebuie până la la suplimentar, nu? Mulți de ani. Deci, am suplimentar. Avem un punct la discuții și interpelă, dar lăsăm chiar după proiectele de hotărâri. Da, da, da. Cerea de plan de legată la hotărâri. Da, da. Întâi proiectele de hotărâri și abia după aceea discuții. Dacă vă mai discuții, trebuie să punem în discuții. Hai să facem validarea și procedura să facem validarea. După comisie, procedura să facem validarea. Doamna secretar, după invalidare și facem validarea. Sau validarea comisiei de... Prima dată facem exact în ordinea. Prima ferească, zic eu, să reorganizăm comisia de validare. Pentru că domnul Radu era exact comisia de validare. Ca la investiție, deci făcut. Da? Și apoi să trecem la validare. Deci începem cu, cu comisia, punctul 7 de pe suplimentarea ordinei de zi. Reorganizarea comisiei. Aia, da, da, da. Deci, când vrei de acord, da? Da, da, da. Reorganizarea comisiei de validare a Consiliului Local Măgura, constituită inițial prin HCR numărul 28/2506/2016, privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local a Comunei Măgura și reorganizată prin HCR numărul 35/2903/2018. Având în vedere că domnul Radu Rădu după ce a parte din această comisie, se impune să... Da, să alegem un loc. Da, un pic, dacă îmi permiteți, aveți și materiale, dacă nu, pe scurt, vă zic, ca să știți cine era, deci domnul Trestare, domnul Dăstălescu, domnul Hamas și domnul Vența, că s-a modificat în, în martie, da? Da. Ca să știți și ne mai trebuie un lemn. Vreți să faceți propuneri. Propun, domnul. Îl propun pe domnul Titic. Cred că așa fi și pe asta, domnul Mădere, că postul era... Mai sunt și alte propuneri. Mai sunt propuneri? Eu aș fi vrut, dacă tot au existat divergențe data trecută și s-au supărat consilieri ca să menținem un echilibru în funcție local și să fim încăcați cu toți, aș propune pe domnul Verge. Da, mai este. Mai sunt propuneri? Mai sunt. Da, și propunem pe domnul Valis. Miț. Cum a zis domnul primar, dacă domnul Vlad Rădăcu. Domnul Calau face parte din comisie? Da. 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 Dumneavoastră faceți parte din comisie? Da, am o problemă. Până la urmă, trebuie să propuneți cum vreți să alegeți. Deci, ești păstrator proporții. Proporții și să... de respect pentru... Bine, dar
parte din comisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci, 8 pentru, 2, 3, 2, 3, 2. Se rezolvă. Se rezolvă. Nu se rezolvă. Ai 8, 8 din 2. 8 din 2 și 6. Nu mai ce să mai zic. Să înțeleg propunerea. Să spuneți, domnule. A doua proșcundere. Cine este pentru să ce? Aici și vorba să voteze tot ce spune. Consiliul poate să voteze mai multe ori. Poate să voteze. Atunci am facem aici. Să se pute mai jos. Ce este vorbim și la obiect și colegi. Domnul Tarar, dacă îmi permiți, vă rog, cred că e o confuzie. Data trecută când s-a putut, erau doi consilieri care trebuiau. De-aia s-a putut vota. Erau două nominalizări. Două nominalizări în același consiliu de administrație. Aici e una singură. Vă rog să mă puneți și pe mine. Da, e una singură. Firescu, logic și corect. A plecat un oracul rădu cu Florentin, Dumnezeu. Și mi-a făcut un lucru, i-a spus de dumneavoastră, vedeți că lucrul firești. Să știți. Așa a fost și acum 3 luni, acum 6 luni de zile, când s-au făcut alte alegeri față de cea inițială. Dar trebuie ceva. Și cu cea de asta? Și firește. Domnul primar. Dar nu pot să nu constat niște lucruri care mi se par corect. Da, da. De ce m-ați constatat lucrul ăsta așa cu 6 luni? Nu mi se par. Adică vreți să constat că domnul Radu Rădu cu Florentin are doamne sau ce vreți să spun? Domnul Radu Rădu cu Florentin are doamne. Domnul primar să nu mai folosească chestii din când natura Ferescului. Ferescu are acum 6 luni. Să fie altă alegere, să mergem pe continuitate. Dar eu nu mă pot băga în mintea pe care să dictez cum să pot. Bine, vă mulțumesc că am încheiat. Poți să mergi un punct de vedere așa, că... Da, coleg, am fost. Să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este de proiectul de hotărâre. Da, de hotărâre. Nu, abține. Domnul Dorești să abține. Deci nu știu pentru. Nu știu pentru. Nu abține. Poate să pătă pe față. Deci avem comisia de validare în componența domnului Chic, domnul Trestat, domnul Talar și domnul Vența, da? Da. O pauză. A examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 din legea 215/2001 a administrației publice locale, republicană, cu modificările și completările ulterioare, eligibilitatea supleantului propus de PSD, domnul Chelaru Petru Valentin. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea domnului Chelaru Petru Valentin cu un număr de 5 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. Motivul invalidării nu este cazul.
drept pentru care am încheiat procesul verbal. Și se semnează membrii comisiei. Vă mulțumesc. În calitate de membru de comisie de validare, aș vrea să două lucruri. Dumnezeu să-l ierte de colegul nostru, Radu Găducu, să fie înțelună ușoară. Eu aș spune bun venit colegule și te rog să fii cel puțin că Radu Răducu, pentru că a fost sarea și piperul acestui consiliu, a fost o voce inconfundabilă și a fost foarte vocal. Te rog să ții linia, cel puțin să ții linia colegului care, din păcate, n-a părăsit. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu aș zice și eu ceva, pentru că astăzi am votat unul dintre cele mai grele proiecte de hotărâre din mandatul nostru, mandatul de încetare al lui Răducu, Dumnezeu să-l ierte. Însă, Vali, va trebui să te faci reprezentat cel puțin la fel de bine ca el și să fii la fel de bine pregătit. Mult succes și mulțumesc. Ne vinți bun, se pun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului domnului Ioan Sidier Chelau pentru Valentin. Ce este pentru? Urmarea aprobării proiectului de hotărâre privind validarea domnului Chelau pentru Valentin, funcționarul consiliului local. Semnatul Chelagu Petru Valentin, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Mălinga, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolul 32, aliniatul 1, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și, completată, depun în fața Consiliului Local Mălinga următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Mădura, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ce împărtășesc? Ce împărtășesc? Da.
Dar avem o companie de apă regională Bacău, CRAB, în cuantum de 18%, care va fi rezultatul hotărârilor din Consiliul Local, va fi urmărat mai departe ANRSC pentru elaborarea unei aviz în acest sens. Proiectul ați avut la MAP, l-a studiat și dumneavoastră și dacă aveți discuții de făcute, aceea proiectul de hotărâre. Dacă sunt discuții, colegii, cine este pentru? Abține. Cine este pentru? Că n-am reușit să vă chiar așa în mișcare. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pentru, abține și nu fix. 2 abține. 3. 4. 4. 4, vă rog, dacă vreți să... Domnul Beruș, pe domnul Calan. Așa, cine mai este? Cine se mai este? Domnul Trestaru și domnul Minițu, da? Ținerea sau... Pot să adresez undeva, e că e un proiect care a venit de... Mă prea am putut să studiem, dar măcar să înțelegem ce s-a votat. Sunt niște pietre de apă, care toți membrii ativului le vor plăti. Că să vă nu, păi asta nu trebuie să știi exact. Nu ne s-a explicat. Crabu a înaintat documentații la NRSC pentru stabilire prețată. În care se face o fundamentare, prost cost-beneficiu și s-a trecut acolo o pierdere. Și ANRSC-ul, așa cum ați văzut în adresă, le-a trimis adresă prin care să solicită o hotărâre AGA de la ADIB de aprobare a acestui procent de pierdere. Pot vă mai adresez o întrebare? Dacă tot s-a trimis acum către ANRSC, s-a trimis și viitorul tarif care propune CRAB-ul ANRSC-ului? Păi... Deci, ei au transmis o fundamentare, da, de preț. De preț. Și asta o aprobe, adică care să continue. Nu știți. Deci nu știți ce trebuie să aducă. Deci când au luat proba în RSC-ul, ei au fundamentat. Și ce elemente pe fundamentare? Prețul respectiv poate fi contestat în faza asta, nu după ce l-a proba în RSC-ul. Vă întreb. După ce în RSC-ul are ca un aviz este, da? După aceea se aprobă prețul. Nu, vă întreb pentru că sunt niște factori care influențează prețul. Bun. Deci, dacă suntem acum în faza în care, nu știu, UAT-urile pot influența ca prețul respectiv să fie mai jos, că ăsta este interesul nostru, dacă facem niște chestii, să le facem acum, nu după ce ANRSC-ul aprobă prețul respectiv, rămâne bătut în cuie. Sau mai ajunge iar în consiliile locale și va fi aprobat în consiliile locale. Da, prețul să facă fiecare membru al ADIB. E statutul ADIB-ului. Am înțeles. Dacă nu-l aprobăm, pa acasă. Ne conformăm ADIB-ului. Statutul nostru de membru ADIB. Da? Sunt domnul primar, dar acum ca. Domnul primar, sunt impertinentă. Nu, știți de ce? E chestii care nu e rău să le știm dinainte, că facem, parcurgem acum niște pași și apoi ni se spune, da, ați aprobat. Domnul Berușcă, vreau să spun atât, că au mai fost discuții legate de calitatea noastră de membru ADIB. Să știți că statutul actualizat la executate actele adiționale este pe site-ul ADIB-ului. Să mai recitiți un pic, să vedeți calitatea noastră, deci toate punctele, obligații și drepturi la ADIB. Că ar fi bine. Și să punctăm niște lucruri acolo. Nu luați ca o, cum zic eu, ca impertinență sau ceva din partea mea o grădinci. Și eu mai citesc, îl mai recitesc de fiecare dată când am o hotărâre în legătură cu ADIB-ul. Și vedem... Da. S-a votat. Nu, mai am o contestare. Dar s-a votat, domnul. Pentru că au fost... Proiectul ăsta n-a fost la o trebuie și niciun l-ar cea. Vreau de asta și m-am absolut. Am înțeles, dar m-am întrebat dacă sunt discuții înainte. Nu, sunt discuții.
și vreau de ce vreau ceva să zic și m-am abținut. Aveți asigurat de la adresa acolo. Astăzi a fost o nouă adresă pe care ne solicită, care e cu urgență să aplicăm hotărârea, dar nu trebuie de acolo. Acum ai cum ai urmă de județul acolo. Da, pentru că în primul rând noi nu am apă de la stanții de... O să vorbesc, domnul. La scurt, domnul, că l-am putut vota proiectul, stăie ce mai departe. Doamne, eu am mama abținut. Și vreau să menționez doamna de ce m-am abținut. Pentru că acest proiect a venit la suplimentare și n-am avut timp să-l citim. Pentru că scrie aici că apa este de la sistemul de apă, stații, tratare apă brută, Dărmănești, iar noi nu avem apa de la stații de Dărmănești, pentru că este o cifră anunțată care e 18%, pentru care eu nu știu dacă e 18% sau 20%, nici nu sunt în măsură să stabilesc așa, pentru că de asta m-am obținut. Adică și colegii noștri, colegul meu. O mică precizare. Ca membru ADIP, nu e important că noi avem sau nu avem apă de la Valea Ulului, conducta care vine la Valea Ulului. Suntem membru ADIP. De asta ziceam, să ne mai uităm un pic dacă... Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice, obiectivul de investiție, modernizare, drumul de drept local, zona Metalbac și Cujuric, Comuna Mogra, pentru facă inițiatori, privat toți profesori de modernizare, drumul de drept local, zona Metalbac, Cujuric, Comuna Mogra. Reactualizăm aspectul indicatorii tehnico-economice, am avut proiectul de pus pe PNDV, îl redepunim, până pe data din 8 octombrie se pot depune solicitări în acestea și vedeți să depunem și noi. Ok. Aici să nu încercăm. Domnul președinte, vă rog. Da. Domnul primar. Vă rog. Am o întrebare. Domnul Radu mă aude. Așa. Ce înseamnă modernizarea scuze, retrag, nu-i dealul mare. Da. Gata. Bine ai fost pe aici. Dacă mai se descurte, domnul Tala. Salut acest proiect de hotărâre. Deși aveam o chestie. Dacă nu îl înțepe la un primar, să zic că nu mă acord. Deci sesiunea de depunere a început pe 27 august și puteam să ne mișcăm un pic mai repede, pentru că pe 8 octombrie se închid. Știți? Da, asta am văzut. Mulțumesc. Nu a fost o legată? Da. Bun. Dacă nu mai sunt discuții, cine să vot spre aprobare proiectul de hotărâre, de cine este pentru? Abține, împotrivă? Mai departe. 3. Cofinanțarea, tot la domeniu. Proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice, obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare sistemului de iluminat public. Nu, avem asigurarea indicatorilor, suma, cofinanțarea. Cofinanțarea. Asigurarea finanțării la bugetul local. Da, cofinanțarea. Un proiect diferit. Da. 296-527. Este vorba de partea de susținere a Consiliului Local, cofinanțarea la sumele alocate. Da, de și toate astea. Dar cine este pentru? Patru. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice a obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare sistemului de iluminat public în Comuna Mogura, județul Bacău. Inițiatorul primar Costu Șorcaș. Da, e vorba de sistemul de iluminat public. Am avut și un studiu, am cele ori făcut pe sistemul cu care erau structurate așa variantele propuse pentru iluminat, partea de economie care se realizează în situația în care ajunge să modernizăm acest sistem. Și tot la fel de până pe nedere. Dar o să reușim să și acasă. Dacă trage săgeți, m-am înțeles ca să mă ofrez că mai ar fi bine. Vă rog. Nu, că e să lină. Tot așa vă felicit, pentru că așa
Asta e pus să știu. Tot așa, 27 august, pe 18 octombrie. Cine este pe... Este pe mătrimare. Cine e pentru cărnicitare sau? Aveți? Da, nu, sunt deci face formă de care la fostul proiect, care normal a fost inițiat, după aceea a fost discutat în, la începutul mandatului. Da. Și acum modifică ceva ca formă. Nu, să știți că se modifică să anunță acest lucru începând din 20 septembrie, cred că zic bine, s-a renunțat la standardele de cost aprobate în 2010, cred, s-a votat legea. Se reactualizează practic toate proiectele cu standardele de cost actuale. Erau niște prețuri exagerate, mici, raportate la anul 2010, care nu mai sunt în concordanță cu cele actuale. O mențiune că e o diferență inițial ce discutați noi era pentru 500 de corpuri, acum ce se depune că penetrează 700 de corpuri. Nu contează, ca să Da, și-am ajuns... Și-am ajuns la urmă, cu 3, cu 13. 6. Da. 13 pentru cofinanțarea. Și-am ajuns la gaz, nu? Proiectul de lege în aprobare de datorii tehnici pentru lucrările aferente investiții în fiecare conductă de gază, gestiune emisă, strada Mocele, dealul bisericii, ca asta. Cum am văzut asta, ascultându-l de facul. Ai să discuții? Da. Domnul Berușcă? Aș vrea să vă dat un electoral pe lucru. Nu mai e vorba de teme electoral, nu primar. E vorba că, de data asta, chiar mă felicit. Că, dacă vă amintiți, o ieșitură de scântei. O reparat o greșeală. În ședința. Exact. Au ieșit scântei în ședința când s-a aprobat doar pentru Socotul, strada principală. Știți foarte bine că am fost câțiva consilieri care au susținut că, din primă fază, trebuia făcut prins și zona politică. Ați depărat o greșeală, nu vă felicit pentru chestia asta. Țin minte că dumneavoastră ați insistat să punem bani pe extinderea licenței pe cele două sate și chiar v-am avertizat tot. Nu cred că este posibil în anul 2018, având în vedere că discutăm aia studii de fezare sate, lăsați-mă să... Nu cred că vom putea realiza așa ceva. Să dea Dumnezeu acum cu noile modificări la legea energiei, să ajungem în termenul cel mai scurt la semnarea actelor adiționale pentru cele două sate. Pentru că acum așa e procedura. Nu mai este necesar de avizul ANRE, de avizii pentru că operatorul local, să zic așa, pe măgura EON, Delgaz, da, să-și exprime dreptul de pretențiune și pentru cele două sate. Din discuțiile pe care le-am putat cu dumneavoastră, sunt interesați și cred că se va întâmpla acolo. Da, asta o să vă comunic. Domnul Talab. Domnul primar. Te rog, Talab. Pentru a 1000 oare, vă rog să corectați greșeala aia legată de cadastru, pentru că nu pot să accept că un vecin care stă la 4 case de mine stă în satul Sobogor, iar eu să stau în satul Crean. Există o greșeală. Dumneavoastră, știu că, pentru că mă iubiți și iubesc și domnul Berușcă, nu ați făcut nimic în acest sens, dar faceți abstracție de noi, mai sunt și alți oameni acolo care sunt și mai sunt foarte mulți lucruri. Deci, trebuie făcută o adresă la cadastru, prin care să delimităm clar care este Suhodolul, care este Crihanul. Vă rog să nu uităm. De acord cu dumneavoastră, n-am uitat că ați propus cărți în ședința trecută. În cadrul planului de urbanism general care vom aproba, vom delimita clar și limita satelor a localităților componente ale comunei Măgura. Ne am pare sincer o dispație, dar într-adevăr este destul de supărător așa, să constați că vecinul tău la doar două case poate beneficia de un astfel de modificare și dumneavoastră. Sperăm că nu va mai fi cazul. Dacă făceam parte din majoritate, curgea gazul mai ușor. Nu cred că cineva va vedica să vă
Nu credeți că se face investiție? Dată cu modificarea listei de investiții și aprobarea redenumirii obiectivului de investiții. Nu vrei cu săptămâna ce am să trecem la... Da, votărere. Vă sunt la deoclar și scoate la licitații proiectare și execuție. În cazul ăsta, vreau, cum am felicitat la Sărbători, vreau să vă felicit și pentru plăcere și vă rog. Să dăm noi să reușim de unul, că nu e numai reușit. Aia am asta de ori. O să spun că fac un singur doar lucru. Vreau să rămân cu voi. Sigur. Și dacă se poate, veniți în bătaie. Urgi mieri și la timp comun. Am epuizat și observul. Proiecte de hotărâre, care este un proiect de hotărâre. Nu mai facem discuții? Nu mai facem. Și până la vot, proiecte de hotărâre. Cine este de acord? Spune la vot proiecte de hotărâre pe gază. Aici pe gază, cine este de acord? 13%. Va modifica lista de investiții, deci va avea indicativ o vâncerii ca stagilor și de au biserici în locul satelor prin an și... Da, am epuizat la tot, doamna, secretară. Proiecte suplimentare care le-am aprobat pe zi, revenim la ordinea de zi și avem aici la discuție și întrebări. A spus cere de chemare de casă dosarul numărul 27 de 110 de 2018. Da, fie doamna secretară de sindicatul. Vreau să vă spun. Da, și pe acolo de apă din domnul Bon de Vilean, care a luat hotărârea să încheie instanță pentru faptul că i-am luat efectiv serviciul de apă la primărie, l-am venit condiții, dar și el se consideră nedreptător. Să revenim la decizia. Da, și mi-s oare să se revenim la decizia de a lua apa la primărie, deși, din câte mi-a lucrat, mi-a dat un nou mâine, nu era chiar un cunosc, și au pe ală și ei. Da, eu să... Aveți o copie la ce solicită anumită Emilia sau care sunt motivele care le... Eu, după câte știu, v-am trimis și scalată cererea și chemare în judecată la urmă. Aveți fiecare comisie, aveți câteva exemplare. Dacă doriți... Dacă doriți individual... Raporte de anzare spui, nu. Spui că nu, că a fost de acord cu ele, dar nu știu dacă... La ce? S-au discutat... Discutat vizit de domnul secretar. Bine, proiecte sunt numai de proiecte suplimentare și nu știu dacă din punct de vedere judecată e bine sau nu. Da. Pentru că... Ele sunt, nu că mă abțin, că am fost de acord cu ele. Nu, n-am avizare. Cererea de chemare în judecată se referă la... Deci dă în judecată Comuna Măgura prin primar și Consiliul Local prin... Și Consiliul Local, da? Se cere anularea adresei 1 din 17.1.2018, pe scurt, da? Și se solicită părinților la plata de despăgubiri în sumă de 1.970.005, adică 19.700.000. Aproape 20 de miliarde. Reprezentând așa, 4 miliarde 700, reprezentând contravaloarea investițiilor neamortizate din cauza încetării contractului înainte de termen. Așa, realizate de subscrisa în perioada 2012-2017. Și 1.475 miliarde, reprezentând profitul nerealizat pe 22,5 ani. Ce putem să vă zicem? Avem hotărârea de Consiliu prin care s-a aprobat angajarea avocatului de reprezentare în tot litigiul cu referit la acest contract. Depune mai multe documente aici, care au ajuns la doamna avocat, îi face întâmpinarea. Întrebări, dacă mai aveți dumneavoastră. Noi pe cine avem avocat? Pe cine avem avocat? Pe doamna care a fost atunci și ne-a prezentat Olariu. A, n-ați fost. Da, nu înseamnă că mă dizic. Nu e problemă. Doamna Olariu Mirela, care a făcut
avut și opinia juridică atunci și ne-a ajutat la proiectele de hotărâri când am luat tot ce are legătură cu apa. Întrebări de la dumneavoastră, dacă ați citit acțiunea și... Care este părerea avocatului? Avocatul studiază tot ce este aici și va face întâmpinarea. Dar părerea o știți de la opinia juridică, bănuiesc, nu? Părerea dumneavoastră? În jurist de părere? Eu am o părere, prefer să o păstrez pentru mine momentan. Când va veni momentul, am să expun. Cert este că, da, pot să spun că mă deranjează, am dreptul ăsta că sunt enumerat personal acum în cererea de chemare judecată, se leagă în continuare de acea adresă și vreau să mai întăresc încă o dată. Acea adresă din iulie, care avocatul domnului o consideră act administrativ, vă spun clar, conform legilor din România, nu este act administrativ și face referire doar la două persoane care au semnat acea adresă, nu trei care au semnat. Foarte interesant pentru mine. De ce se întâmplă asta? Dacă am greșit cu ceva... Cine a semnat? A semnat juristul, eu și domnul primar. Și suntem citați doar eu și domnul primar. A, ce-o vizis? Că juristul și așa au plecat. Nu, dar problema a fost înainte de a pleca juristul. Tot numai eu eram vinovată, nicio problemă. Deci, eu mi-asum. Dacă am greșit cu ceva din punct de vedere legal și va hotărâ instanța asta, mi-asum că asta e. Am semnat, nu? Păi vedeți, domnule, dacă nu aveți control de apă, dacă aveți control de apă... Eu am control de apă, domnule! Eu mă referam la mine, eu am control de apă. Dar am mai zis situații, și vă rog să rețineți asta, când nu-i treaba măgarului de unde beau ei de apă. Așa fac, deci eu n-am pus mai spune chiar. Este foarte important. Eu v-am prezentat, pentru că suntem dumneavoastră, de fapt, în cazul acesta, Consiliul Local. Sunteți citați în instanță. Ați hotărât angajarea. Trebuie să luați la cunoștință despre acțiune și de faptul că vi se solicită anularea hotărârii de de rezilierea contractului, da? Noastră vă spuneți opinia, se notează în procesul verbal și asta e. Cine fură apă, domnul Greu, ca să știți, nu cine... Domnul președinte, doamna secretară, am înțeles că sunteți rezervată în a vă prezenta părerea vis-a-vis de acest dosar. Îmi cer iertare, dar faptul că ați semnat-o, eu știu care este. Întrebarea mea era următoarea. Noi putem să ne nu să ne declinăm competența neapărat. Noi putem în paralel să mai cerem părerea juriștilor de la prefectură vis-a-vis de această speță? Vă referiți la concret? La ce? La acțiune? La acțiune? Efectiv? Deci noi suntem apărați de avocatul ăsta, pe care l-am ales, care e hotărât din Consiliul și așa mai departe. Dar să avem și un punct de vedere de la ei. Că trebuie să anulăm, ne cere să anulăm o hotărâre, da? Aici e problema mea. Ce părere are... Domnul Nitic, dacă hotărârea ar fi avut probleme din punct de vedere al legalității, prima mă adresez. Știți foarte bine că s-a bun, dar a apărut un litigiu. Da, litigiu se tranjează în poate instanță. Poate nu opri pe god de mine, să adreseze instanță. Poate eu sunt consilierul prejudiciar și atunci să adreseze instanță. Și totuși, apariția acestui litigiu schimbă cu ceva faptul că prefectura ne-a validat hotărârea. Asta era întrebarea. Nu. Singurul lucru pe care ar putea să-l schimbe e în momentul în care instanța hotărăște definitiv și irevocabil. Atât. Până atunci este, dreptul părții unei părți din contract să conteste hotărârea. Okay. Ce hotărâi instanța, o să ne... Am înțeles. Deci, eu, ca să fiu sincer, nu am voie de acord de la început cu luarea apei.
și ca atare, deci rămân pe aceeași poziții. Deci nu sunt de acord. Acum, absolut. Deci eu nu am fost de acord la început cu apa să preia, să fie. Eu am zis că să rămână dacă așa s-a stabilit, deci eu tot rămân la aceeași poziție. N-am aprobat niciun, n-am votat în favoarea niciunui proiect pentru apă și ca atare rămân la aceeași soluție. Asta nu se mântează nimic, se duce doar la moșul. Da. Deci, eu am zis, dacă n-am votat atunci, nu pot acum să mă schimb. V-am adus la cunoștință, o să vă rog, o să țin la curent cu toate actele ce se întâmplă în acest dosar, ce, ce apare. O să vină întâmpinarea din partea noastră, răspunsul procedural de civil. O să vină răspunsul la întâmpinare din partea cu gol de milion, o să ne judecăm, o să administrăm probe, expertize. O să facem apel. Domnul președinte, deși teoretic, vă să ezitați, vreau să vă să ezitați. De ce să mă să ezitați? Dragă colegi, de ce? Deci, dumneavoastră vreau să vă sesizați. Nu mă plecat un coleg și a făcut un scandal. Îți pleacă că i-au ales că... Acum gândiți probleme. Vreau să rămâne niciun sau în la terminare. Asta a fost un președinte. Avocatul meu cu avocatul de nevastă se pot putem mâine la ora 4. Acum suntem în ședință. Domnul Caran. Deși apare aici că... cam un război între... primărie și Secii Godin. Din păcate, a fost o cârdășie și este o cârdășie în continuare și vă rog să nu mă întrerupeți. Pentru că domnul Godin încă încasează bani, nu știu ce bază. Iar dumneavoastră ați făcut niște hârtii și niște înțelegeri care nu le-ați respectat și pentru asta domnul Godin are și a avut tot dreptul să vă dea în judecată. Ați avut niște înțelegeri cu el pe sub masă și nu l-ați respectat și de asta vă dea în judecată. Vă dați apa gratis. Fără așa și să te înțepa la apă, fără să plătiți. Și de asta își permite să facă ce vrea. Pentru că de când au avut licență, când nu au mai avut licență, nu ați trebuit să-i faceți să-i notificați, nu știu asta. Și acum acceptați să facă lucrări, de exemplu, un sohodor și închideți ochii. Deci e o chestie de asta așa, acum mâine, poi mâine, nu știu cine e, așa, să ne trezim că o să câștigăm procesul și o să plătim 20 de miliarde. Eu cred că ar trebui să luați în serios, stați voi să termin și da, vă dau. Deci vă rog să luați în serios problema, să tranșați problema cu el, să veniți cu, în fața consiliului, să cereți. N-aveți niciun bază, deci n-aveți niciun bază legală dacă i-ați dat apa, să încaseze apa din momentul că nu mai are licență. Bine, bine. Dar eu... Ia să ocupă o adresă, doamne, nu are licență. Dar dumneavoastră ziceți că are licență? I-am făcut adresă, siguranță că am făcut adresă, da? Și am făcut adresă. Deci, mă trebuie o dată din Consiliul Local. Am făcut foarte apăsat și foarte aplicat pe imunitatea preluarea capului, care nu mi-a se întâmplă acum după achiziționarea acțiunilor de la cap. După data de 1. Da? Au trecut cele 30 de zile pentru care membrii acționarii da, puteau să-și exercite dreptul de preemțiune asupra achiziționării celor 10 acțiuni pe care ne le-a pus la dispoziție Consiliul de Țară. Ar fi o agra care vom apărea și noi membrii cu dreptul de plin în Consiliul de Administrație a Statului, după care până la urmă vor semna actul adițional și vor preva efectiv deci, acest serviciu. Apa este la crasă. Nici o cârtășie, nu e nicio nu e nicio... Faptul că închide ochii, că nu știu care, este așa. Faptul că ați închis cadra, dar nu contează, nu am primit. Nu mai era așa. Da, dar... apa e la crasă. Dar ce să facem oare? Să rămânem în trecut așa? Ancorați în trecut?
Da. Ce vrei să spuneți? Este foarte bine că ați luat apă la grad. Păi da, atunci... Să ascultați numai de păi dar facem în discuții. V-am informat vis-a-vis de procesul pe care l-a intentat dumneavoastră. Aveți la cunoștință. Avem avocat angajat. Vom merge în instanță și... Vom vedea ce facem, da? Deci, la ce facem atâtea discuții? Pro, contra, suntem la momentul ăsta, suntem în spația asta, suntem în judecată cu gol de miliard. Da, încheiem discuții, facem tot felul de asterixuri, vă atragem o lucru, să mai vreau ceva. Domnul primar, sunteți invitat cu Consiliul Local. Eu am obligația să particip, nu sunt invitat cu Consiliul Local, puneți la citiți legea domnului Calau, observați și observați că nu sunt invitat cu dumneavoastră, că aici nu suntem la Antena 3 sau unii și încă ce faci vești cu dumneavoastră. Eu sunt aici ca primar al comunei. Mă vreau și nu-i frumos să-mi atragi dumneata. Atenția că sunt doar invitat când vrei dumneata și acum nu vrei. Eu sunt prezent aici pentru că așa trebuie de statutul, da? Eu nu vă pun pumnul în gură. Nu vă pun pumnul, dar nu este corect și frumos. Tot timpul apărăți în așa acuzați cu Rusa Piau. Vorbim de treabă, de oameni serioasă care ne privește pe noi toți. Foarte serioasă ne privește pe noi. Păi să-mi lasă tot o lașă, dați-o în pune mă și ala, așa cum vreți. Apa este la grab. Este la grab, domnule, apa la grab, da. Așa, domnul Gondel încasează, iar Consiliul Local plătește reparații, domnul primar. Nu plătește și dacă aia grab. Deci și dacă aia grab investiții, nu va face Consiliul Local. Nu investiți reparații acum, ce îi plătești? Nu plătești nicio reparație. A venit domnul primar și a spus că au făcut reparații. Ce reparații ați făcut, domnul? Nu știți să explic. Păi, dar nu spuneți, doamnă, dar nu știu să vă exprimați. Am făcut niște intervenții la sistemul de canalizare care se impuneau. Dar nu sunt reparații astea? Nu, doamnă, sunt prevăzut impuneau. V-a scutat intervenții care trebuie. Trebuie să vă spus pentru mai multe, că ați făcut și o afirmație anterior, pentru că noi nu sunteți pregătit pentru ședință, că nu ați avut timp ca să citiți materiale. Nu ați avut timp să citiți materiale când o să vedeți la ora 3, la ședința pe comisie, ați venit la ora 4. Dumneavoastră, și ne puneți dumneavoastră nouă cu un gră, că n-ați avut timp. Despre asta este vorba. Nu ne luați pe toți de proști. Iar când altcineva a lăsit și n-a putut să vină, l-ați luat, l-a puricat și l-ați făcut asta, voi l-ați făcut altcineva. Parcă ați fi nu știu cine. Dar vă spun de și de ce cauză întâmplă treaba asta. Având în vedere că noastră derivați dintr-un sistem conflictual din țara Siria, ați venit aici și de când ați intrat aici, ați generat numai stări conflictoare. Să ne ferească Dumnezeu și având mai mulți ca dumitare, să genereze stări conflictoare care perpetuiază. Să ne ferească Dumnezeu mai mulți hoți ca matare care vor mai domnul Tarabă, domnule. Nu vreau treaba, domnule. Nu vreau treaba.